ziarpiatraneamț.ro. ziarpiatraneamț.ro înseamnă libertatea de exprimare. ziarpiatraneamț.ro, o publicație care deranjează pe cei ce cred că lumea începe și se termină cu ei. ziarpiatraneamț.ro este singurul ziar online din județul Neamț care îți oferă posibilitatea de a-ți exprima punctul de vedere. Intră pe www.ziarpiatraneamț.ro și citește, ascultă, vizualizează. Interviuri video, dar și informații în format audio. Acum e mai simplu să ne citești. ziarpiatraneamț.ro, un ziar enervant de adevărat. Frumos, pentru o fermire de suflet, spunem noi, și aș vrea pentru început să facem rugăciunea. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitorilor noștri. Și nu ne înduce noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și tuturora și în veci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, ceea ce cerem de Părinte, binecuvântat. Lui să Dumnezeu poate să ca să-i vinii oameni. Totdeauna cu și pururea și vecii vecilor. Așa cum obișnuim în postul mare, după cum frățile voastre bine știți, organizăm o conferință pastoral-misionară care să aducă în sufletele noastre lumină din lumina lui Hristos, pentru că ne îndreptăm spre Sfintele Paști, spre Sfânta Învierea Domnului nostru Hristos, care luminează pe tot omul care vine în lume. Și această lumină o primim prin împărtășirea din Cuvântul lui Dumnezeu, prin împărtășirea din învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care a slăbit-o în sufletele noastre, prin Cuvântul părinților bisericii, a ierarhilor, a preoților și romanatilor, care de-a lungul timpului s-au obținut cu învățătura. Și această lucrare sfântă se împlinește astăzi prin prezența în mijlocul nostru a părintelui profesor universitar dr. Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șabuna din Sibiu, de la Catedra de Noul Testament, care părinte a mai fost în mijlocul nostru cu mai mulți ani în urmă și am avut mare bucurie atunci când ne-am părtășit din cuvântul său. Părintele s-a născut în anul 1948 la localitatea Sfântului Ilie, Cretul Suceava. A făcut liceul în Suceava, după care a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu. Apoi a activat în cadrul învățământului teologic la Facultatea din Sibiu și la multe facultăți din țară și din străinătate, lucru care ne aduce nouă multă bucurie, pentru că ne poate împărtăși din experiența de profesor, dar și din experiența de preot slujitor, pentru că părintele are o familie foarte frumoasă, nu numai acasă, dar și la parohie, pentru că, pe lângă activitatea de profesor, între anii 1990-1991, părintele a slujit ca voluntar la capela Spitalului din Psihiatrie din Sibiu, iar din 1998 până în prezent slujește la o parohie din Sibiu,
unde ați ridicat pe o nouă și frumoasă biserică. Părintele este, așa cum am spus, părintele unei familii bogate, și bogate spunem pentru că cea mai mare bogăție sunt copiii și părintele are 13 copii, ceea ce este un lucru deosebit și un model ar trebui să fie pentru fiecare dintre noi. De aceea vreau să nu mai îngrijesc cuvântul acesta de început, să urăm părintelui bun venit și să-i mulțumim că este în mijlocul nostru în această seară și rugăm să ne împărtășească din cuvântul lui Hristos. Participant la această emoționată pe primire întâlnire. Mi-a părinte de urmă câțiva ani când am fost la Piatra Neamț, a rămas cu mine o amintire de neșters aceasta. Nu știu câți dintre dumneavoastră de aici a fost și atunci la întâlnire, nu știu câți vă mai amintiți, dar eu îmi amintesc foarte bine. Era la sala Casei de Cultură atunci și pentru mine a fost o surpriză extraordinară. Faptul că, deși am întârziat, mi-am spus și calcule greșite, apropo de trafic, mă așteptam ca sala să fie goală și era plină și a fost o întâlnire care a durat până la 11:30 noaptea. Nu vă speriați, că n-am decât să vă spun atâta. Vreau să spun că dumneavoastră vă țineți. Deci eu aici, dacă am venit, mai am program. Și așa că dumneavoastră decideți dacă întâlnirea aceasta va fi scurtă sau mai puțin scurtă. Doresc mai întâi să mulțumesc celor care călduros m-au invitat și îmi sunt recunoscător pentru acest prilej. Părintele Protopop, Iacu, pentru secretar, pentru Micău și tinerilor din ATOR, care este organizație, se vede foarte benefică pentru cetatea dumneavoastră. Noi suntem obișnuiți mai mult cu ASCOR-ul. Dar ATOR-ul este deosebit pentru că nu reduce, știu eu, participarea în această activitate numai la studenți, ci cuprinde pe tineri care sunt fie studenți, fie care sunt elevi, care sunt pregătiți să aducă studenți, și pe ceilalți tineri. Și este un lucru foarte necesar și foarte bun. Nu există nimic mai frumos decât să vedem pe sine preocupați de cele duhovnicești și preocupați să-și facă drumul în viață potrivit voi cele minunate a Dumnezeu pentru noi. Pentru că Dumnezeu i-a creat cu iubire și cu iubire nemărginită dorește ca noi, urmând poruncile sale, să ajungem la împlinire în viața aceasta și la mântuirea cea veșnică. Știu că porunca lui viață veșnică este. Și acesta este un cuvânt din Scriptură. Poruncile lui Dumnezeu sunt viață pentru noi. Noi suntem creați în Dumnezeu și legea dumnezeiască este potrivită cu firea noastră. Firea noastră se realizează prin intrarea în rândul, în cadrul poruncilor. Și când spun porunci, nu mă gândesc numai la un set de prescripții, ci mă gândesc la ceea ce înseamnă
legea lui Hristos, care este întrupată în persoana Mântuitorului, care este Cuvântul. El este legea lui Dumnezeu întrupată. Și un Tertulian, spune în secolul III, anima naturaliter cristiană. Adică sufletul omului este în mod firesc creștin, este după fire creștin. Creștinismul este potrivit firii noastre, cele adevărate, firii necăzute. Și de aceea, tot ce privește viața noastră, avem pe de-o parte o cale a vieții, care este calea voiei de Dumnezeu și rânduită de Dumnezeu pentru noi, și este o cale a morții, care este din rânduia de Dumnezeu. Ori astăzi, observăm cum se fac eforturi disperate spre a dezorienta pe oameni, spre a-i conduce pe copii și pe tine pe o cale a morții. Este o voință demonică care își armonizează, oarecum cât poate armoniza diavolul. Își pune la oaltă forțele ca să-i conducă pe oameni pe calea morții. Și pe de altă parte este calea vieții. Foarte mulți oameni cad victimă ispitei fericirii dar, care duce la pieirii. Foarte mulți oameni nu au nicio preocupare spirituală. Ori când auzim de actor, ne gândim că există tineri care își pun serios problema să aleagă o cale a vieții. O cale domnișească, o cale care să reziste atracție și reclame pe care își face calea morții. Lucrul cel mai, sau domeniul cel mai vizat de această cale a morții este domeniul vieții familiale. Observăm că familia a devenit un target, o țintă prioritară pentru atacurile demonice. Se vrea cu tot dinsul distrugerea familiei. Și asta merge mână în mână cu tendința de distrugere a bisericii. Pentru că cele două sunt strâns legate. Și biserica este organizată după modelul familial. De la biserică avem un părinte, avem fii duhovnicești. La fel în familie. Familia este instituție dumnezeiască. Am propus pentru seara aceasta să vorbim despre familia în Hristos. Titlul a fost așezat, dacă vedeți bine. În Hristos și în biserică, care este un citat din epistola către Efeseni legat de căsătorie. Taina aceasta mare este, dar eu zic în Hristos și în biserică. Căsătoria este o mare taină în Hristos și în biserică. Nu există taină în afară de Hristos. Și am pus în articolul în Hristos și în biserică, cu referire clar la textul de Efeseni, capitolul 5, versetul 22 până la 33, care constituie apostolul de la Cunie. Și apoi două puncte. Soț și soție, părinți și copii. Deci am dorit ca discuția noastră să fie pe această temă, pornind mai ales de la încercarea de a denatura familia pe care noi știm, pe care o avem în tradiția noastră, în tradiția creștină, dar și civilă. Despre ce înseamnă o cununie, o căsătorie între un bărbat și o femeie, care nu mai sunt căsătoriți, ce înseamnă o căsătorie monogamă,
și monandrică. Și ce înseamnă copiii și relația părinți și copii? Eu nu o să intru în problematica pe care o pune încercarea aceasta demonică de a denatura și unirea în căsătorie, de a denatura și relația între părinți și copii și generații în general. Aș vrea mai să fac o introducere scurtă, pentru că ar vrea să avem timp de discuție, să fie întâlnirea foarte interactivă. Căsătoria înseamnă unirea dintre un bărbat și o femeie care nu sunt căsătoriți. Orice altceva, după învățătura Bibliei, după învățătura creștină, nu este căsătorit. În creștinism am învățat că această unire se sfârșește în Hristos și în Biserică. Și că ea are un model. Modelul este unirea între Hristos și Biserică. Despre aceasta vorbește Apostolul Pavel în textul menționat de Epistola Efeseni, care arată cum iubirea perfectă a lui Hristos pentru Biserica sa este modelul pentru iubirea soțului pentru soția sa. O iubire la fel de jertfelnică. Și cum ascultarea Bisericii față de mirele Hristos, capul ei, este model pentru relația soției față de soț. Nu vă speriați că e la modă astăzi ca să se conteste orice. Ori acest model n-a putut fi niciodată contestat valid. Experimente s-au făcut foarte multe în decursul dezvoltării ateismului în ultimele viață. Tot felul de experimente care s-au dovedit numai falimentare, s-au dovedit nenorocite și au făcut foarte multe victime. Din păcate, în vremea noastră se încearcă, la toate nivelurile, să se introducă în capul oamenilor că familia poate fi și altceva. Se încearcă introducerea cu forța chiar a, așa zis, educației sexuale a copiilor, de la 5 ani începând, prin care să fie mai ales învățați că există alternative viabile sau preferabile la modelul biblic, modelul tradițional al unirii soțului cu soția. Există apoi problema foarte gravă și legată de celelalte, așa numite planificarea familiei. Un nume care pare așa sofisticat, dar în spatele căruia se ascund intenții criminale. Ce înseamnă planificarea familiei pentru România? Pentru voi să o spun eu, o știți foarte bine. Înseamnă zeci de milioane de copii uciși în pântnicile maicii lor, milioane de părinți, de bunici, care
aleg această cale să-și ucidă pe copiilor sau pe nepoților, sistemul medical care este pus în slujba morții și nu a vieții, cred că acest sistem nenorocit, care chipurile ține de libertatea omului și a femeii. Că femeia trebuie să fie stăpână pe trupul ei. Dar stăpână pe viața altă. Este desigur, nu fără importanță faptul că prima lege care s-a votat la noi în timpul când erau oameni omorâți între la Revoluție, a fost legea liberalizării avorturilor. Și ce se întâmplă de atunci în pace? Câte victime? Și am în vedere, în primul rând, copiii care cărora viața a fost suprimată, fără drept de apel. Dar am în vedere și pe toți cei care s-au făcut participanți la uciderea lor. Toate secherele spirituale și fiziologice și psihologice pe care le lasă aceste nenorocite crime în viața oamenilor, a femeilor, tot sistemul medical care și-a pierdut rugul din pricina asta. Dacă ați auzit recent, medici care s-au pocăit de crimele pe care au făcut, spunea recent un medic și mă simțeam ca un călău, ca un ucigaș plătit, care a renunțat la avortul. Și văd că, din fericire, fenomenul acesta se manifestă sporadic și acolo, sigur, prea timide sunt aceste întoarceri. N-avem nevoie de copii. Nu stau în picioare argumentele ucigașe. Toată problema este rezolvată prin trei cuvinte. Trei cuvinte. Să nu ucizi. Nu există altceva care se poate pune în locul poruncii a șasea. Să nu ucizi. Și asta se referă la orice formă de ucidere. Fie formele, când e vorba de uciderea pruncilor în pânte și nemaicilor lor, fie că este vorba de avortul chirurgical, fie că e vorba de avortul chimic, cu acele pesticide umane care false mesc anticoncepționale, Filipii sterilesti în alte mijloace. Toate au la bază această mentalitate anticristică. Că omul este el stăpânul vieții al Dumnezeu. Viața este și rămâne sacră. Și pentru cine viața omului sacră, de la el poți aștepta la orice. Auzi de legatul ăsta de califatul islamic și oamenii se îngrozesc că văd capete tăiate, sărașii de ei. Au chiar numai câteva capete. Doctorii noștri și părinții împreună cu ei taie și desi capete. Mi-a spus o credincioasă, era la spital Sibiu, în urmă câțiva ani și în salonul ei au fost băgate niște femei care așteptau a doua zi să facă avort. Și credincioasa aceasta noastră, bună credincioasă, au vorbit stăruitor cu una din femeile acelea să nu facă avort. Și ea, imediat când s-a trezit, a spus ce am avut un vis. Și aveam un copilaș mic și se pregăteam să-l trimit la școală. Și când se pun
eu stam de pe spate și am constatat că nu s-a era rupă. Și am potriva ceea ce am discutat în seara aceea, s-a dus totul la urmă. Și spune medicul, zice, sau mânuța, zice, l-a scos pe ridicat. Că a încercat să-l, nu-l poate scoate niciodată întreg. Și nu știu cum a ajuns, de doctor i-a spus că s-a mânuțat. Și așa s-a intimidat de vis. Visul prevestis. Recent am văzut un documentar făcut de americani, de niște americani. O femeie care este parte dintr-o ligă apărătoare a vieții s-a dus la o clinică de avort și a stat de vorbă cu cea care trebuia. Doamne, este înregistrat tot este video, foarte interesant. Și a pus întrebări. Dar cum se face? Special că nu știe. Dar cum se face? Păi zice, facem mai întâi injecție. Dar ce faci injecția cu burta femeii? Și ca să-l omoare, să-i oprească inima. Adică omoară copilul în timp injecție. Cu burta femeii, vă dați seama? Păi dar de ce trebuie injecția asta, întreba ea? Și e înregistrat totodată. Păi zice, știți, e mai ușor după aia. Că nu mai vine. Dar dacă n-ar face injecția, vine discuția e lungă, foarte interesantă. Păi zice, da, dar e mai greu și se bate și cum îl, totuși, cum îl, păi și trebuie tăiat. Dar dacă s-ar trage totuși întreg, dacă s-ar trage totuși viu, e păstrat în viață. A, nu, nu, de ce nu? De corp cum e omorât. Să zicem, că s-a dus problema unui avort tardiv. E despre asta le-a spus. Dar ce faceți cu cadavre, cu bucățile aia care scoateți? Să ia femeia asta, ce era foarte interesant de întrebări, că a prins-o pe respectiva. Păi zic și eu, apoi sunt facultare, sunt facultare, nu știu ce. Dar restul se duce la crematoriu, se află și cum e. Ar vrea să vedeți discuția și ea, nu știu dacă găsiți cu subtitrare, am ascultat în engleză, ca să dați seama ce e avortul, de fapt. A trebuit să ne îngrozim. N-a venit aici ca să vă îngrozesc, dar trebuie noi să ne îngrozim și să ne pocăim. Așa ceva să nu se mai întâmple în viața unei familii, în viața unei femei. E milă de medicii care au ales să facă acest lucru și care resiliat. Eu nu știu cum pot trăi. Mi-aduc aminte, odată eram la mănăstirea Doctrița. Era chiar, eu îmi spuneam pentru Nicolae, că ești mi tineri meu, cât cu 18 ani de aici? 20 de ani, cât și era Ramus, Sfântul Ilie, și era curtea plină, plină de lume, la Sfântul Ilie. Erau doi erați, eu acolo, în altă Sfântul Andrei, de la Alba Iulia, și prea Sfântul Ioan. Și s-o vorbi preu, s-am predicat acolo și vorbim părinte la Sfântul Ilie, care este a cărui duc a venit în Ioan Botezătorul, și care Ioan Botezătorul și a departe a vorbit împotriva avortului și a vorbit putere împotriva avortului. În timpul mesei, după slujba, un părinte de acolo vine și spune, părinte, ce este un doctor aici care vrea să vorbească cu dumneavoastră? Și într-adevăr, a mers era un doctor și ginecolog, care făcea avort. Și spune părinte, și când a vorbit, a cântut cerul pe mine. Că am avut impresia că numai pentru mine a vorbit. Și despre mine. Și a avut o discuție de mai multe ori. Și la urmă a spus ce n-am avut întrebări fără răspuns.
Și omul acela s-a lăsat de avort și a devenit un luptător împotriva avortului. Oare mamele n-ar trebui să-și apere copiii? Oare ar trebui să vin eu să apăr copiilor? E normal? Sigur, eu o fac, nu și o fac ca o datorie. Dar mamele n-ar trebui să dea viață pentru copiilor. Ar trebui să fie nevoie de atâta discuție. De ce n-avem copii? De ce satele noastre sunt pustii? De ce părinții ajung la azi? De ce părinților ni se propune ceva mai ușor decât azilul pe eutanasie? Știți că e la modă. Vezi pe YouTube acolo că doi părinți fericiți că copiii au propus să moară amândoi odată. Ce fericiți sunt ei că mor odată așa. Copiii au făcut o surpriză. Bucuria să moară odată. Relația părinți-copii, copii-părinți. Apoi câte mame sărace le supăr pentru că au un copil unul și acela rău. Uneori mai mult decât rău, ticălos. Săraca mamă suferă și rabă. Se rabdă și suferă. Și vine deodată alergând într-un picior de bucurie că dimineața asta s-a sculat copilul ei și a spus bună dimineața. Nu i-a spus un an de zi. E tare fericită că i-a spus bună dimineața. Atâtea anomalii. În lumea noastră se întâmplă aici. Noi vreau să știm foarte bine lucrurile acestea. Și eu vreau să vă spun că nu există nimic mai frumos decât doi soți care au ales calea Domnului și care înțeleg că iubirea înseamnă jertfă. În aceasta am cunoscut iubirea, spune Sfântul Apostol Ioan, că El, Hristos, și-a pus Sfântul Său pentru noi. În aceasta îi cunoaște iubirea soțului, a soției, când ești un sufletul unii pentru o altă toată, direct jertfelnic. Nu iubirea asta care cântă, nu știu cine, la, este tot auzit la, 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 și în urmă e nouă ucidere. Și numai de căloșie. Nu există iubire fără cruce, suntem în săptămâna crucii. Crucea ne arată iubire. Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, că pe Fiul Său cel născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Asta e iubirea. Când vezi mama care își pune Sfântul pentru copil, copilul pentru mamă, soțul pentru soție, soția pentru soț. Și asta este iubirea care îți umple inima și viața. Și care rămâne pe veșii veșilor. Și asta e iubirea care este mai tare decât moartea, cum spune cartea Cântarea Cântărilor. Dar fără Hristos, oamenii nu pot ajunge la asta. Fără Hristos, oamenii ajung la tot ce vrei. La vorbe frumoase, dacă nu mai de aproape, vezi mizeria din spate. Vezi interesul din spate. Vezi cum unul mănâncă pe celălalt. Și multe mizerii în lumea noastră. Îmi pare rău că aici nu sunt foarte mulți tineri. Suntem unii mai tineri de mai multă vreme, cum să spun. Dar ar vrea să fiu un zec pentru tine, să pune temeria unor familii sănătoase, să nu se lase să cadă victime propagandei acestea demonice, anticristice, care se propagă cu atâta nerușinare. Pe tot ce este. Vrei să ieși un ziar deschis, un ziarul, te ești numai bazaconic, la lungi, nu sunt de nimic. Romanele care se premiază astăzi, care iau, știu eu ce, premii foarte mari, sunt niște mizerii. Filmele care se premiază sunt niște mizerii. Tânăra este valoroasă până la 20 de ani, mai e treabă tânăra. O pune în față acolo, pielea goală. Ia treabă și se ducă tânăra așa după câțiva ani. Unde mai e? Totul este slujba păcatului. Iar păcatul este moartea. Nu-i de joacă. Păcatul nu-i de joacă. Cine cochetează cu păcatul înseamnă că n-a înțeles nimic.
Cine crede că păcatul trece și se uită, n-a înțeles nimic. Păcatul se plătește, să știți. Păcatul se plătește. Nu crede cineva că ai ispășit în tot, gata și nu vede treaba. Hristos a ispășit pentru cei care se întorc, pentru cei care intră în jertfa lui Hristos, în darul jertfii lui Hristos. Dar păcatul se plătește, de asta vedeți, în jurul oamenii norociți și prea puțini oameni care să aibă bucuria adevărată, pentru că bucuria este dar al Duhului Sfânt în Hristos, nu este dar al Lumii. Lumea nu poate da așa ceva. Eu vreau să închei discuția asta aici, pentru că mi-am propus să vorbesc mai 30 de minute, ca să avem timp să discutăm lucruri care stau la inimă. Lucruri pentru viață. Lucruri pentru mântuire. Mulțumesc! Rugăm ca tinerii de la Domn să poată împărți binețelele? Nu. Eu aș prefera să fie binețele. Avem cu toții ură. Care nu avem, eu. Hai să vorbim. Hai să ne spunem ce avem de spus. Da. Să știți că nu văd. Suntem toți oameni simpli, oameni care putem spune în față ce avem de gând și aș prefera să vorbim cu glasul. Ce au urmă? Hai că le-ați puțin puțin urechile și eu repet ce spuneți, ca să audă toată lumea. Și ne sparge viața. N-am apucat încă să mă concretizez întrebarea. Vreau acum, ați spus niște lucruri care m-au pornit așa oarecum. Aș vrea să vă întreb, de ce oamenii din conducerea bisericii nu se uită la roadele pe care păstorii, și vorbesc în special de păstorii de la țară, nu de cei de la oraș, că la oraș bisericile sunt pline, de tine, care au copii, deci mă refer în special la oamenii de la țară. Unde spuneați că bisericile sunt goale și a spus dumneavoastră niște întrebări, de ce sunt goale bisericile așa de țară, de ce oamenii pleacă în străinătate, de ce părinții nu ajung la zi. Și vedem și noi că există o sabie, dar eu personal cred că Hristos când a venit și a lăsat sabia asta, a lăsat-o o piatră de odihnire peste care noi trebuie să trecem. Eu acum întreb, de ce nu se uită cei din conducere la roadele pe care păstorii de la sat ar trebui să le aducă și să vadă că în ani de zile ei nu au făcut absolut nimic. Nimeni nu s-a mai interesat că și asta se poate vedea prin ceea ce avem la sat. Eu am trecut prin două sate. Iar trei, nu am crescut, dar prin două sate am trecut și am avut experiența asta a oamenilor care laudă foarte mult pe cei care merg la în străinătate și nu mai laudă deloc pe cei care se străduiesc să trăiască și în țară, să trăiască fără să trebuiască să calce pe capetele celorlalți oameni pentru a câștiga și ei o pâine mizerabilă. Și multe alte lucruri pe care noi suntem forțați. De ce? Sunt personal. Eu cu familia mea, pe unde am trecut prin toate satele prin care am trecut, am fost văzut ca cel mai terminat om de pe pământ. Cu toate că am făcut facultate de filozofie în București, am plecat de acolo de la un salariu bun, m-am lăsat și am zis vreau la țară. Pe unde am mers nimeni nu vrea să înțeleagă. Păi, domnule, eu trăiesc bine, de ce nu mă lăsați? De ce trebuie ca prin felul vostru de a vă comporta să mă trageți din liniștea în care m-am dus, să mă duceți înapoi la oraș? Eu nu vreau la oraș, nu vreau în haosul ăsta. M-am săturat și nu mă lasă. De ce nu mă lasă? Pentru că au uitat că mai important pentru noi este să căutăm împărăția cerurilor, pentru că toate celelalte ne se vor adăuga nouă din prea plin. Nu se mai uită la asta. Și cam asta e întrebarea. De ce nimeni nu se uită și dacă văd că nu fac nimic? Hai, Dumnezeu, să trimitem, hai să ajutăm, hai să mai punem un preot, să mai punem pe cineva, să intre în relații cu oameni. Nu există o relație. Un an de zile am cântat în strană la o biserică și părintele de acolo nu m-a cunoscut personal. M-a întrebat, omule, cine ești? Ce faci tu aici? De ce ai venit tu aici? Nimeni nu m-a întrebat. În schimb, am fost acuzat una într-una. Și asta e întrebarea cu care eu știu că se confruntă foarte mulți tineri în ziua de astăzi. Motiv pentru care, iată, mă vin și eu aici ca să mai dobândesc niște cunoștințe și acum vreau preot să mă fac ca să intru într-un sat și
pe o lume unde Dumnezeu mă trimite să trezesc, dacă se poate trezi ceva, nu știu. Spuneți-mi, vă rog, ce trebuie făcut. Vedeți, este situația așa de gravă, încât avem nevoie de Ioan Botezătorul, care să strige. Ioan striga, spune Evanghelia. Ioan striga, păcatul era așa de mare și păcatul acesta a dus poporul la ruină atunci. Prin asta s-a atins câteva probleme foarte importante. Întâi problema faptului că românii noștri în țară bogată, care este țara noastră și frumoasă, sunt în situația de a-și câștiga bucată de pâine, pâine la capătul lumii. Nu e loc în țara asta să câștigi bucată de pâine, dacă nu e loc înseamnă că vinovățiile sunt foarte mari. Dacă s-a ajuns aici, sunt vinovății foarte mari care s-au acumulat. Și e greu să arăți spre cineva anume sau spre mai mulți. Pentru că vinovățiile sunt și de masă, să știți, nu sunt numai de religie. Inclusiv vinovăția asta a avortului, care s-a răspândit cu atâta nerușinare. Trăia încă Maica Tereza. Clinton, primul act pe care a dat Clinton ca președinte în statul, a fost totul liberalizarea avortului, ca aceea pe care a dat-o emanație de la noi în 1989. Și imediat după aceea, Maica Tereza a făcut o vizită la Casaba. Era laureata premiului Nobel, a fost primită cu onoruri și a fost invitată să vorbească și cum rezolvesc în curtea casială, față unei audiențe. Și Maica Tereza era prea mică pentru cuvitul ei, a pus ceva pentru picioare ca să ajungă la cuvitul. Și Clinton era în partea ei, dreapta ei, pe scaun, în fața audienței, așa pe scaun. Și a început așa. Și fraților, dacă nu vă trebuie copii, dați-mi mie. Și atunci s-au uitat unii la alții, vă dați seama că era împotriva, era ceva politic care e incorrect. Și cineva a început să bată din palme. S-au uitat unii la alții, s-au văzut tot din palme și Clinton n-a uitat să ducea din palme. Păi și unul din audiență s-a ridicat în picioare, aplaudând, s-au uitat unii la alții și s-au ridicat în picioare și Clinton, însuși până la urmă, s-a ridicat în picioare și a aplaudat-o pe Maica Tereza, l-a spus acest cuvânt. Este o femeie simplă, cu nenorociție din India, le propune americanilor să-i dea ei copii, dacă nu le voi vine, decât să-i arunci la canal. Sunt vinovății foarte mari, nu numai la nivelul conducerii. Sunt vinovății la nivelul tuturor branșilor societății. Suntem într-un sistem putred. Uneori conducătorii noștri, inclusiv conducătorii bisericești, cad în cursa aceasta de a încerca să fie corect politic. Și atunci își mai moderează glasul puțin. Ca să fiu abătezătorul, trebuie să asum și riscul. Deși, la nivelul documentelor bisericești, se spun lucrurile acestea. Dacă te urmări pastoralele pe care preotul trebuie să le citească în biserică, inclusiv pastoralele care le-a Sfântul Sinod, lucrurile sunt puse extrem de clar și ferme. Preoții, la rândul lor, în parohie, ar trebui să-și asume partea lor. Nu poți pretinde ieracului să rezolvi problemele din sat. Sigur, dar preotul poate rezolva aceste probleme în măsura în care el însuși dă pildă. Dacă preotul are numai un copil și nu vrea să aibă alți copii, probabil n-are curajul să vorbească despre darul copiilor. Ne putem mulțumi cu pustietatea care este acum în satele noastre. Eu și unii dintre dumneavoastră am cunoscut alte sate românești. Erau în floare. Ce însemna munca țăranului, familia lui, copiii lui, bucata lui de pământ, cu câtă dragoste muncea țăranul până la colectivizare,
După aceea a venit Marea Revanda, Marea Voție. Cum înșeau părinții noștri pământul, care era câștigat cu atâta sudoare și dat cu sânge și sudoare. Și ce erau familie, ce erau sărbătorii în țară. Eu pe dumneavoastră acum mă plâng ca intelectual care încearcă să trăiască la țară și n-are pe cine. Pare imposibil să mai poți alege o astfel de cale. Și atunci te duci la oraș și stai cu turma. Ce vă spun în seara aceasta, că familie vizează ca viitor, viitorul neamului, viitorul satului, viitorul orașului noastră. Ce era ulița satului când era noi copii? Era plin de copii. Mergeam cu vaci la văscuț, apoi la văscuț. Era plin de copii. Nu-i mai sătream de joacă. Așa frămânzeam și oboseam la joacă că nu mai, abia intram până acasă seara. De oboseală și de foame. Dar ce frumos, mai săturai. Cât de frumos era și munca și cât de frumos erau toate. Și ce curaj al vieții. Nu vă mirați că noi am avut atâta sfinții ai zisori. Au mers oameni la zisoare care erau oameni plini de forța pe care o dea pământul, în care au trăit și tradițiile pe care împărtășeau. Nu cred că vom mai putea avea o generație, cel puțin în condiții care am rămas, o generație de oameni de tăria celor pe care i-a avut România o privoară. Dar vă admir pentru curajul dumneavoastră și pentru încercarea de a reforma ceva. Pentru că aici trebuie să începem. Să începem cu noi și. E greu să schimbăm cu oameni. Dar e mai ușor dacă vrem să ne schimbăm cu noi și. Și să punem început bun. Tragic, satele s-au creat în mii de ani și s-au distrus în câteva decenii. Și nu știm cine le va mai putea recrea. Românii din emigrație. Se nasc copiii români din emigrație.
La Torino sunt mai multe parohii, la două dintre parohii au fost în ultimii ani, în fiecare an, câte 500 de peste 500 de botezi. E sigur, unele și familii mixte, mai sunt și copii care au părinți unui italian, român. Bine, este pe planul lung, nu știu, Dumnezeu probabil că are, sigur sau sigur, are un plan cu toată această situație. Dar că nu le doare. Pentru că românii care sunt aici și vorbim de familie, se întoarce la tema noastră. Oamenii care sunt prin veci, nu se mai căsătoresc. Unii îi gustă pe capul și nu se mai căsătoresc. Vezi tineri care nu-și găsesc soț, tineri care nu-și găsesc liniștea. Deci eu de bandată foarte distrugătoare pentru persoane și pentru comunitate. Să știți că orașul stă mult mai bine în privința asta. În orașe, familiile sunt îmbătrânite, cam peste tot sunt mai multe decese decât boteză, decât naștere. Sunt parohii foarte îmbătrânite în orașe. Mai puțin sunt cartiere unde prevalează oamenii mai tineri. Mai ales cartiere de casă, sunt cartiere îmbătrânite de obicei. Și suntem la mâna albă. În loc să mâncăm mâncarea bună pe care o poate da Pământul nostru, mâncăm surogate. Vorbeam chiar astăzi. Legumele se mai cultivă în pământ. Pune acolo roșia într-o fel de vasă de sticlă și dă chicură mereu și de o travă acolo la vecină și crește roșia, fie o regiul roșii de 9 metri înălțime. Printre rânduri e de tot, nu e pământ. Merg frumos cu mașina și alimentez cu. Și asta mâncăm noi. Iar pământul nostru e otrăvit. Sunt alții, cumpără pământ, în Bărăgan, am înțeles că este într-un loc cel mai bun pământ din lume, care se vinde, se tare cu avioanele de rovine. Nu avem nevoie. Nu mai avem nevoie. Noi preferăm să mergem la supermarket. Nu mai știm să punem mâna pe sapă. Într-o familie normală de români, la sapă erau toți, bunici, părinți, copii, erau pensionari, erau fiecare avea partea lui de făcut. Și toți făceau cu bucurie și se bucurau de roade. Acum, tezia merge în bună parte pe medicamente și oamenii săraci sufăr, sunt nemulțumiți și n-au cum să fie. Iar dacă pământul românesc a ajuns să valoreze nimica, o bucată de pământ în vremuri era o avere. Oamenii cu greu își încropiseră un pic de proprietate după toate recaturile care au trecut, moșiile boierești, un proprietărit după războaie și câte necazuri să aibă oamenii bucățica de pământ. Aduceți aminte de poezia lui Corcu, cum e vrem pământ, nu? Acum nu are nimeni nevoie de pământ. Oamenii care au pământ, pământul e o povară pentru ei. Îi plătează alții. Și o povară. Sunt anomalii. Copiii nu mai știu să lucreze. Copiii știu să tasteze. Nu? E mare păcat că suntem așa. Ar trebui să descoperim rădăcinile și pământul ține de rădăcinile noastre. Ce frumos e să ai stratul tău, grădinița ta cu flori și să reinventăm fericirea biblică
definite de expresia fiecare sub via lui și sub măchinul lui. Asta era expresia unei bune așteptări exprimată în Sfânta Scriptură. M-ar bucura să rămânem câtuși la tema părinți copii, soțul ție părinți copii. Sunt atâtea de spus aici. N-am vrut să fac o prelegere și academică de o oră sau de două ore și am vrut realmente să ne spunem, să ne spunem opurile și să redescoperim cuvântul mântuitor al lui Hristos în privința căii de urmat. Sigur că da, sigur și greșe, dacă își doriți, da? Rând de tinerii, poate este, sunt care vă sunt. E tare important când vorbiți. Faptul că vă cunoașteți, vă vedeți. Foarte important. Foarte important să fim străinii de azi. Biserica a creat de la bun început comunități, parohii. Rândul parohia se înseamnă comunitate. În care oamenii comunică și descoperă comuniunea pe care Hristos, cel care este bucimul viței, o face să se creeze între noi. Vă rog. Părinte profesor, zilele trecute am discutat cu un intelectual din parohia mea, eu mă cunosc și poate e bine să fie intim ceea ce mi s-a întâmplat în discuția cu locutorul meu, un domn intelectual cu care am discutat probleme de sănătate a tinerilor, a copiilor și e din generația Sfinției voastre și are o familie cu mai mulți copii și el a ajuns la concluzia că în societatea aceasta în care observăm că sunt foarte mulți copii cu boli grave și așa, și eu după mine, părinte, să mai întorc o dată viața, aș reuni numărul copiilor cu familia. Și a spus, dar dumneavoastră nici nu au avut probleme materiale în situația care au fost alții, să spune că n-au putut să-i ajute. Toți sunt la fel, bine așezați. Poate că ar fi bine să te gândești dumneavoastră cum au fost părinții cu efortul care l-au făcut ca dumneavoastră să termini în generația respectivă o facultate nouă și cine putea termina. Noi am avut o discuție și un răspuns. Poate că e potrivit, poate că și dintre cei prezenți au suferința aceasta și poate că ispitesc pe copii sau pe nepoți să cadă într-un astfel de gândire. Scripția voastră, ca ce cercetări de profesor, poate da să vă răspund. Se vede că n-au avut destul dacă au avut gândirea așa. Am vrea să citesc niște cuvinte din doi psalmi. Psalmul 126 și 127. Iată fie este moștenirea Domnului, răsplată este rodul plânticului. Precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care vom pe casa de copii. Nu se va rușina când va vrea cu vrăjmașii să-i întoarcă. Vrăjmașii sunt cei de văzut în primul rând. Și Psalmul următor, 127. Fericit tot ce suntem de Domnul care umblă în căile Lui. Este condiția. Cei ce se tem de Domnul care umblă în căile Lui. Dacă nu te tem de Domnul, dacă nu-i teama de Domnul, teama aceasta sfântă de Domnul care se începe cu înțelepciune la bază, ori ai copii mulți, ori puțin, tot rău e. Aici e problema. De asta titlul conferinței este în Hristos și în Biserică. Da? Și mai departe. Dacă ești, dacă îți bazezi viața pe temerea de Domnul,
rodul muncii mâinilor tale de mânca fericite și bine va fi. Femeia ta cu o vie roditoare în laturile casei tale. Fie-te ca niște lăsare tine de măsline în jurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta cel ce se teme de Domnul, nou. Te va binecuvânta Domnul din Sion, vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate privinții tale. Vei vedea pe fiii fiilor, pe pace și sistem. E și problemă. Dacă nu îți ancorezi viața în Hristos, El este Cel care pune, nu știu dacă pe evrei, a trecut dincolo de catapeteasmă, spun la Sfântul din Șerul, prin jertfa sa, și prezența lui Hristos acolo este ca o ancoră a sufletului. Nu suntem ancorați în cer prin Hristos. Când ești ancorat în cer, totul se pune altul. Toată problema se pune altul. Și atunci, nu-ți programezi tu cât copii ai, nu că nu-i voia Domnului. Nu eu sunt titor sau originatorul vieții, el este izvorul vieții. Și voia lui, dacă să ai mai mult, mai niciunul, să ai mai puțin, asta e important să faci voia lui, să te temi de Domnul. Temerea de Domnul a început a înțelepciunii. Și nu are temerea de Domnul, nu are nici începutul. Ce să mai vorbim de o înțelepciune mai înaltă? Da, există. Acum, sigur, depinde de persoană. Totul este să nu accepti păcatul. Dacă tine am de căsătoria și să ușești păcatul, e foarte grav. De aceea, pentru evitarea păcatului, Sfântul Ioan Gură de Aur de Pildă recomandă căsătorie mai din vreme. La 20 de ani. De la 20 de ani, până pe la 25 de ani, așa, 27, 27 cel mult, pentru cei care au studii și vor să termine, foarte bine. Dar, cu frâna aceasta pentru tine, să trăiască frumos. După aceea apar probleme, dacă nu. Sunt foarte mulți tineri și tinere care supără pentru că nu s-au căsătorit, nu din vina lor neapărat. Să știți că sunt vini sociale. Oamenii săraci supăr și din vini care nu sunt personale. Societatea noastră, care este tot mai denaturată, nu oferă un cadru normal pentru tineri ca să căsătorească așa cum ar trebui și cum ar dori. Ce frumos e când doi tineri descoper iubirea adevărată și când își fac planul pentru o viață frumoasă de căsătorie și când se căsătoresc. Și n-ar trebui aceasta să fie legată de studia ta. Dacă n-au terminat nici o problemă, fac studii după aceea. Le fac în doi sau în trei. Fac în echipă. Nici o problemă. Deci, sunt și mentalități așa de familia, de părinților, care preferă lucruri să fie mai simple și mai... Dar, știți cum, că se vrei ca moartea, vine când nu te aștepți. Dacă vine normal. Așa trebuie să vină. Te-ai îndrăgostit și, mamă, nu pot trăi fără ea sau fără ea. Da. Îndrăgostit, asta e îndrăgostit. Foarte bine. Și părinții trebuie să fie înțelepți și să ajută pe copii. Da, e la mod acum că trebuie mai târzie. Eu mă miram când eram mai tânăr și mergeam în Grecia și vedeam mirețe, mă îngrozeam și mirețe urâte. Ei nu se căsătoreau că nu-și făceau apartamente, era mentalitatea capitalistă mai bine pusă acolo. Și cum și e mai așa, mai negrișor, simt că vedeam că e o mireasă la 40 de ani, mireasă puși. Nu
puteți să-și facă apartament, servicii, apartament. Și sigur că timpul acesta trăiau și păcat. Trăceau și niște aporturi și de-aia și de mai mireasă. De asta Dumnezeu. La vârsta când trebuie să devii bunic, te apuci să pui cununia aceea. S-a numărit. Grave anomalii, care au consecințe în viața oamenilor. Sunt foarte norocii săraci. Sigur, îți care apartament, dacă n-ai dragă, totul e cald, totul e păcat. Ferească Dumnezeu. Să fim curați, asta e important. Și tinerii, iarăși, care mai mult nu ai căsătorit, se crede în păcat. Și să căsătorească, să aibă greșit. Și este un păcat și nu sunt degenerați săracii. Când a trebuit 4 miliarde de urâțe și omul este o ruină, o impapă. Ce să mai căsătorești? Mai ce să fiu, dar tot un mine care să fie idealist, să aibă un avânt, să aibă dragoste pentru soție. Și de ce nu mai căsătorești la ta? Cum se poate tolera în familie soțul adulter? Divorțăm sau ne ducem crucea? Fiindcă sunt cu Biblia în față, haide să citim două cuvinte ale Mântuitorului, care sunt cea mai înaltă autoritate. Pentru noi toți, Hristos este autoritatea supremă. Primul cuvânt este din Predica de pe munte. La Matei, capitolul 5. Și este vorba de divorț. S-a zis iarăși, citează un cuvânt de vechi, cine va lăsa pe femeia sa să dea carte despărțit. Eu să vă spun vouă, oricine va lăsa pe femeia sa în afară de pricine de strânare, o face să lucească adultă. Și cine va lua pe cea lăsată în sfârșit adultă. Deci, pricina de desprânare este pricina pentru divorț, singura, pe care o privește Mântuitorul aici. Deci, chiar Mântuitorul care afirmă unitatea căsătoriei foarte clar, pentru cadrul de adulter permite divorțul. Acela lucru spune Mântuitorul în alt text, tot din Evanghelia Matei, cu paralele și de la Evanghelie sinoptice, la capitolul 19, care spune la o întrebare a fariseilor. Și s-au apropiat de farisei fiul zicând, se cuvine oare omul să-și lase femeia sa pentru orice pricină? Răspunzând, i-a zis, n-a citit că cel ce a făcut de la început i-a făcut bărbat și femeie? Și a zis, pentru așa va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și va repede femeia sa și vor fi amândoi un trup. Scriitorul citează aici cuvântul din Cartea Facerii, cuvântul care vorbește despre întemeierea primordială a căsătoriei în Eden. Așa că nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce-a împreunat Dumnezeu, omul sunt desfac. Deci un cuvânt clar, net, împotriva divorțului. Și sigur, aceasta vizează situația din lumea noastră în care divorțul a venit așa de comune. Ei au zis lui, pentru ce dar voi s-a poruncit să dea carte despărțirii și o lasă? În legea lui Moise se prevedea că bărbatul poate să repudieze soția pur și simplu dându-i un act. Un act prin care declara că el nu mai are pretenția spre ei, deci ea fi liber. Nu era lucru chiar așa neștiință, pentru că în practică, sigur, interneau o mulțime de lucruri, plus că soțul își făcea dușmani de toată familia soției și era un lucru foarte grav acesta. Erau multe lucruri care interveneau. Dar, în principiu, acesta era. Iisus a zis,
Pentru învârtoșare în voastre v-a dat voi să-ți lăsați femeile voastre. Dar în început nu a fost așa. Din început, Mântuitorul se referă la tineria ta. Iar eu zic vouă, că oricine va lăsa pe femeia sa în afară de frigine de strânare, l-a însurat cu altă, sfârșește adultă. Și cine s-a însurat, își a lăsat că sfârșește adultă. Foarte clar cu Mântuitorul. Și atunci se pune problema ce face un soț sau o soție când află că unirea lor este trădată prin adultă. Și apar complicații, toate felurile. E o natură afectivă, sigur, dar și natură familială, socială, economică, etc. Și m-aș referi la un cuvânt al Părintelui Paisie, de la Neamț, din cartea cum vorbim Bolicești, care răspund la o întrebare a unei soții, exact cu acest conținut. Și el spune, soțul era adulter și are dreptul să o lase, are dreptul să-l lase. Dar pentru dragostea copiilor, poate mai bine sărată. Adică sărată ca eu, familia aceea, poate și bine și copiii să aibă tată și mamă. Și cuvântul acesta nu este împotriva cuvântului Mântuitorului. Numai că cere din partea soțului care a fost înșelat multă putere. Să rabde, să poate ierta dacă soțul se întoarce, că înțeles, dacă multe ori soțul nu se mai întoarce sau soția nu se mai întoarce. Și să poată duce viața mai departe de dragostea copiilor. Că, într-un caz, în acesta, victime sunt cu toți. Soțul păcătos este victima păcatului său, soția este victimă care își vede mărăuite toate speranțele și toate, știu, întreaga temelie a vieții, iar copiii sunt totdeauna, mai ales când copiii sunt mici, sunt victime de termen lung. O, dacă s-ar gândi oamenii la lucrurile acestea și dacă ar avea frica de Domnul, temerea de Domnul ca temelia de vieților, cât este de spus aici? Apropo de păcatul acesta care este exaltat în lumea noastră. Lumea de astăzi parcă este făcută pentru desfrânare. Desfrânarea este ridicată la rang de principiu al vieții. Este promovată pe toate căile. Și ne avem nevoie de educație pentru castitate. Asta ne arată din nou în școală. Și în familie, bineînțeles, copiii să fie educați pentru curăție, pentru castitate. Castitate a tânărului căsătorit, o castitate în familie, o curăție a relațiilor soț-soție, soție-soț, cât ar fi de spus în privința așa. Întrebarea cuprinde și răspunsul. Deci, cu avortul lasă urme adânci. Și a răspunde la întrebare, cum putem ispăși? E ușor să previi și greu să vindești. Te valată pentru orice boală. E ușor să previi rău, e greu să vindești rău.
Cum poți să ispășești? În primul rând, vedeți, păcatul acesta, ca orice păcate, păcatul acesta mai mult decât altele. Are o componentă care se fără întoarce. Viața pe care ai luat-o nu mai poți da înapoi. Asta este o dată când îți spune omul. Ai omorât, te numești ucigaș. Poți fi ucigaș pocăit. Poți fi iertat. Dar îți rămâne citeam chiar ieri în limonarul, când părinții care aveau scutare la mănăstire în vremurile vechi, în Țara Sfântă, eu trebuia să aducă cu niște măgăruși ceva ce necesar pentru mănăstire. Și odată din cumva era cu măgărușii și măgar în aceea din grupul măgărușilor lui, au mărit un copil. Părintele și stau și-a iertat toată viața. El spunea că a fost vina lui și nu a fost vina lui neapărat. Dar el a luat-o ca vina lui și ce pocăință aspră a fost. Deci pentru păcatul acesta trebuie o pocăință foarte aspră. Și cu adevărat multă sfârmare inimii și multă rugăciune și canon ca să ajuți copiii să ajute copiii pe care sau să-ți iei sarcina, să crești un copil sau să-ți adopți, așa chiar de adoptat un copil, dar să-l crești cum ar fi adoptat de tine și să-l faci mare. Ține, asta trebuie și legătură cu omul tău să stabilești o cale de vindecare. Ce cărți considerați că ar fi necesare pentru tineri, pentru ca aceștia să le descopere pe Dumnezeu? Mă refer la cei tineri care s-au îndepărtat de Dumnezeu. Dar, în primul rând, trebuie să trezească cineva setea de a citi aceste cărți. Pentru că religios nu are neapărat merit în fața lui Dumnezeu. Singurul merit este că e flământ. Și spune, și însetat. Fericiți cei ce flămânești și însetat de dreptate ca ceea ce vor sfătura, nu? Ori sunt oameni care nu au această sete și această foame. Îl trebuie un tânăr răzmătiu și vrea de la viață, eu și da, spune, va vrea o meserie bună, va vrea bani, sau... Dar un om religios vrea mult mai mult decât atât. Și setea lui după Dumnezeu, după Duhul Sfânt, trebuie să o descopere. Îmi spunea Fericitul Augustin, care a rătășit ca tânăr atâta până a găsat pe Fericitul Hristos. Și ne-ai făcut pentru tine, Doamne, și ne-ai liniștit sufletul meu până și nu se va odihni pentru tine. E când descoperi această neliniște și atunci începi să cauți. Și uneori căutând bâșuri. De asta ar fi greu pentru mine să spun cine este cartea aceea sau cealaltă. Că cea mai bună carte este cea care ți-a trezit. Cea mai bună carte este cea care ți-a ridicat semne de întrebare. Sigur, aș spune că în primul rând trebuie să știm Evanghelie. Să știm învățătura Mântuitorului. Dar atâtea alte care noi trăim într-o lume în care cărțile ne copleșesc astăzi. E o lume pe care noi o doream odioară. Când eram noi tineri, ne-am copii, nu găseai o carte domnicească, nu găseai o Biblie. Cu greu s-au tipărit în 1968, pentru prima dată după 10 ani, 100.000 de Biblii. S-au împărțit pe parohii ca să nu fie supărare. S-au dat cam câte 10 Biblie pe parohie. Și era o mare șansă să pui mâna pe Biblia. Ori acum avem Biblia în tot felul de ediții și formate și ilustrații. Și... avem astea cărți omicești, multe avem. Când un tânăr începe să aibă o preocupare omicească, se duce și găsește o grămadă de cărți.
În cazul vieții criticime unui interesat la ea. Eu uitați-vă la generația, nu mai arată bine, dar s-o abătrâni. Chiar atunci, putam, dar nu cu fratele în Sibiu, cu mașină. Când a zis-o generația mea, colegii mei, n-am nicio preocupare pe unii șase. Nu interesează. O realizare profesională, cât de cât, ceva bun în materiale, știu eu, asta interesează. Și atunci ce să aștepți la tine, la copiilor? Nu i-au învățat nimic pe copiilor. Nu știu nimic, copiii aceia intră în viață și nu știu nimic. Și atunci te miri că își caută refugiul în vicii sau în droguri. Asta sunt rezultatele lipsii de preocupare spirituală. Avem cărți extraordinare. Avem cărți pentru toate nivelurile, pentru toate, știu eu, dorurile noastre. Cât de dulci sunt cărțile părinților noștri, cei care au avut în România, printre Pais, printre Cleopa, printre Pais mi s-au păstrat numai câteva cuvinte, dar ce extraordinar și ce plin de Duhul lui Dumnezeu, printre Teofil și atâția alții, și în alte țări. Chiar acum citesc o carte despre noi martiri în Rusia. Eu am văzut în Rusia hectare de grădini comune. Mulți martiri omorâți în secolul 20, în vremea comunismului, bolșevismului. Atâtea mărturii extraordinare, oameni care își dau viața pentru Hristos și alții dau viața pentru Hristos, au zis de copiii care își omorâți în Irak sau în Siria. Copiii care au mărturisit în noiembrie trecut, patru copii care s-au cerut după ce au fost încometați zile de-a rândul și răspuns în fața mesei cu mâncare și le-a spus să se repede de Hristos. Și au răspuns copiii de 12-13 ani, dar nu iubim de Hristos. Și au preferat să moară, au murit pentru Hristos. Și mi-au pus întrebarea, oare copiii noștri ar fi în stare să dea așa de o mărturie? Noi ar fi în stare cum așa mărturie. Câte lucruri minunate ne grăiesc și dacă nu ne grăiesc, înseamnă că suntem orbi și surți. Și trăim într-o lume a orbilor, care invite nerumegate toate ticărușii. Dar cuvântul Domnului nu are căutare. Are șanse de mântuire o femeie de 62 de ani care a făcut 8 avorturi pe motiv de boală și a născut și crescut numai un copil? Ce poate face pentru asta? Câtă vreme se zice astăzi, cum spune Scriptura către evrei, sigur că avem șansă. Hristos a venit să mântuiască pe cei păcătoși. Sigur, asta nu înseamnă că vreunul din cele 8 avorturi pot fi scuzat. Iar când spuneți pe caz de boală, nu există așa caz. Nu există un caz în care tu spui trăiesc eu ca să moară copilul. E grav ca să spui așa. Hristos și-a pus viața pentru noi. Și noi suntem chemați în timp viața Sfântului pentru frați. Cum spune așa de clare la întâia Sfântului Ioan. În aceasta am cunoscut iubirea, că El și-a pus Sfântul Său pentru noi și noi suntem datori să punem sufletele pentru frați. Dacă nu spui sufletul pentru copiii, te pentru cine să-i pui. Cu nu prea 8 ani înainte a fost canonizat în Biserica Romană Catolică cu o femeie care era doctoriță și era însărcinată și s-a spus, și ea ca medic știa foarte bine, că sarcina îi grăbește sfârșitul sau nu știa, se vede o boală care, deși ea știa mai mult, că sarcina nu înseamnă, sau avortul nu înseamnă neapărat salvarea vieții. Dar nu știu că ea, împotriva sfatului medicilor, a ales să nască copilul, a născut și la scurtă vreme după aceea a murit. Și a fost canonizată Biserica Romană Catolică și la canonizare a participat fiica ei, cea născută atunci, care avea acum 29 de ani.
Și Biserica Română Catolică a vrut să dea un exemplu în aceasta și un exemplu bine venit. Și noi avem astfel de exemple. Sunt și la noi persoane care au făcut la fel. Poate nu cunoscute de multe lume. Asta e calea, lista de care. Dacă tu alegi să salvezi viața cu prețul de unui copil, la 2, la 3, la 4, la 8, la... sigur, nu-i ușor. Nu-i ușor, dar punem în vedere bunătatea și mila lui Hristos pentru noi și în puterea pocăinței. Deci este necesar pentru realizarea unei căsătorii să se facă întâi comunia civilă în defavoarea celei religioase. Care este mai important să fim liniștiți, împăcați cu noi liniștine în fața lui Dumnezeu? Nu, pentru că acesta e sistemul la noi. Dacă te căsătorești, trebuie să fii și în fața societății căsătorii, numai în fața ta. Deci, dacă ceea ce dacă căsătoria noastră religioasă nu are consecințe civile, și nu are, atunci înseamnă că este absolut necesară căsătoria civilă. De asta, Biserica noastră prevede foarte clar că pot fi cununați religios cei care au încheiat căsătoria civilă înainte. E normal ca și căsătoria. Dacă ne vin la fi o lege la noi care rânduiește ca ceea ce se vârșește în taină cu ei, cu neași religioase, să aibă conținut civil, foarte bine. Și a fost până la Cuza la noi. Și așa este în multe țări. În Occident, în America, de pildă, orice pastor recunoscut sau orice preot recunoscut are inclusiv dreptul de a se vârși căsătorii care au consecințe civile. Stați să ajută cea într-o biserică, automat, cei doi sunt toți și toție în fața statului, în fața autorităților, în fața societății. Cum la noi nu este așa, este absolut necesar să se facă și comunia civilă. Care credeți că ar fi principalele calități pe care să le avem în vizor pentru a le alege alesul să o lăsăm? Ar fi, sigur, dar dacă faci prea multe calcule, nu te mai gândi. Mai multe. Și că îndrăgostire este o formă de nebunie. Formă de nebunie în sensul bun acum. În sensul că cât te îndrăgostești, cel pe care îl iubești are toate calități. Și așa e bine, așa e normal. Chiar dacă nu le are, chiar așa. Dar avându-le în conștiința ta, se mai transmit și în conștiința lui sau ei și crește, se formează și crește. Deci mai ales când doi tineri se cântuiesc de tine, ei pot crește împreună foarte bine și pot adăuga la ceea ce au primit, ceea ce au moștenit, ceea ce au adăugat prin educația lor, pot adăuga, pot implementa, cum se spune astăzi, pot integra în viața lor valori. Dar e bine să vă uitați totuși, adică frica de Domnul să fie din ochi întâi. Un om care are frică de Dumnezeu, care nu are frică de Dumnezeu, atunci se pot aștepta de la orice. Lui va fi rușine și frică mâine să-ți facă ce nu te-ai așteptat. Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Este omul care nu are frică de Dumnezeu și rușini de oameni, face ce vedem că fac oamenii astea. Deci asta pentru mine ar fi caritatea principală. Și sigur, să fie dragoste la mine. Căsătoria trebuie să fie dragoste, nu din calul.
O dragoste care este un început, nu este o dragoste desăvârșită. Nu credeți că tinerii se iubesc pe la infinit când sunt tineri, înainte că trăiești după aceea tot scade iubirea până la bătrâneți când nu mai vorbești cu unul altul. Așa cred mult iubirea. Nu, iubirea adevărată are temelia în dragostea tinerească și crește și trebuie să crească mereu până când fiind în vârstă, se gândesc la plecare și la iubirea dincolo. Pentru că iubirea continuă și dincolo. Și mai tare ca mamă. Oamenii care se iubesc, așa se iubesc. Din păcate, oamenii confundă dragostea cu altceva și un foc de paie, anunță un foc de paie care se simte foarte repede și după aceea rămâne numai gura, mai cerușa. Și asta pentru că nu s-au iubit în Hristos, nu au prin jertfa. Și caută numai avantajele. Este un egoism. Un egoism prin care unul îl folosește pe celălalt. Celălalt devine un el, un alt, a plăcerii lui, a chipiei lui, a poziției lui în societate, etc. E iubirea hristiașilor și iubirea hristiașilor. Cum ar trebui să îndrumăm pe copii să urmeze calea bisericii, dacă ei s-au rătăcit pe drum? Nu mai vor să se căsătorească, să aibă o familie, ci doar se rezumă la bani, carieră, se mulțumesc cu atât de puțin, despre ce să mai vorbim? Consideră că nu. Dar nici bani și carieră nu vreau. Nu vezi săracul amărât, amărât, norocit, că n-are nimic. Sunt turgor. Cum ar trebui convertire, trebuie întoarcere. Și asta nu e lucru pe care putem să vorbim mai noi. Este de fiecare dată o minune al lui Dumnezeu. Și de asta trebuie rugăciune multă. Și sfatul. Credința vine din auzire, din apostolul Pavel, nu? Iar auzire se prin propovăduire. Cum vor auzi dacă nu se-a propovăduit și cum vor crede dacă nu vor auzi, nu? Deci trebuie să le spune cineva. E nevoie de cuvânt. Este foarte important ca cineva să le ducă cuvântul. Este o mare sete asta. O mare, mare foame și sete. Când profetul Isaia a anunțat cu atâtea sute de ani, cu 27 de secole înainte, spunea că vremea din urmă va fi foame și sete, dar nu de mâncare și de apă, ci de cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi, când ai impresia că Cuvântul lui Dumnezeu este la temperatură. Păi, computerul deschis, faci un clip și ajungi la tot ce vrei. Cu toate acestea, oamenii sunt tot așa de încometați și însetați, ca și în vreme când, ca să-ți cumpere o Biblie, te costa o pereche de voi. Așa era când s-a oferit prima Biblie românește, în 1688, Biblia de la București, costa nu numai o pereche, mai mult, pare că vreo 4 boi să-ți cumpere o Biblie. E acum, e așa de la îndemână cu Dumnezeu și oamenii sunt însetați. Pentru că trebuie cineva să le trezească dorul. În noi, în toți, este un dor pe care nu știm, nu știm de unde vine. Și oamenii încearcă să-l năbușă cu ceva. Pun în loc tot felul de lucruri pământești sau de patru. E dorul acesta este după Dumnezeu. Ne-am creat de El. Este o nostalgie în noi. Nostalgia Raiului, nostalgie apropierii noastre de Dumnezeu. Și tânărul trebuie să poate descoperi acest lucru. Și să-și dea seama că nu păcatul poate să satisfacă această sete, acest dor. Dumnezeu a spus că omul nu trebuie să fie singur. Se poate ca un om să fie menit, să nu se căsătorească și nici să se călătorească? Mă, este Mântuitorul născut de la întrebare tot în capitolul 19 la Matei. Că după ce au auzit cuvântul Mântuitorului despre divorț, ucenicii s-au cam tulburat. Și au spus acest lucru. Dacă astfel se pricina omului cu femeia, nu este de folos sensual.
Iar el a zis, nu toți pricep cuvântul acesta, ci aceia cărora le este dat. Că sunt fame care s-au născut așa din cântecele mamei lor. Sunt fame pe care oamenii au făcut fame și sunt fame care s-au făcut fame de ei înșiși pentru împărăția cerurilor. Cine poate înțelege să înțeleagă. Oamenii, ultima categorie, se referă la cei care au ales să nu se căsătorească din voința lor de a sluji pe Dumnezeu. Așa a fost într-un apostol Pavel. Și-a fost Mântuitorul însuși, a fost Feciorelii. Deși la evrei era o tradiție foarte puternică în favoarea căsătoriei tinerilor, chiar de foarte tineri. Pe la 17 ani, tinerii se căsătoreau. Și Mântuitorul este Feciorelii. Sfântul Apostol Pavel, alți apostoli, alții au fost căsătoriți. Ceea ce arată o cale sigură a unei voințe foarte mari de a te ridica de Dumnezeu. La vremea Sfântului Botezătorul, simbola, vieții ascetice. Deci eu aș întreba, de ce calitate este singurătatea aceasta? Că poți fi singur, poți fi singur trăindu-ți patimile de unul singur. Poți fi un singur nemulțumit de condiția ta și riscând altceva. Poți fi singur care se consideră frustrat și nerealizat. Și un om frustrat, sărac, este un om necăjit. Dar când spui, eu mai am văzut la Apostol Pavel care spune, pentru vremea de acum, e mai bine să fii căsătorit. Adică să pot sluji pe Dumnezeu, fără să pui problema, că fiu, eu am atâtea datorii pământești. Ei, asta este extraordinar. Deci depinde de calitatea singurătății tale. O viață dedicată, o viață trăită în frica și ascultarea Domnului, o viață pusă în slujba Domnului, este extraordinar. Noi trăim într-o lume în care este batjocorită ca sitat. Și un om singur se vede expus. De aceea, care cea mai simplă din cei care vreau să studiază cu Dumnezeu ca singur, este să meargă la mănăstire. Și foarte bine. Și avem nevoie de monași și monahii. Știți, noi dacă suferim de o lipsă, este faptul că scăderea populației face ca și mănăstirile noastre să fie depopulate. Ne avem nevoie. Dacă noi am avea un număr mare de monași, monahii, am cucerit Europa. Știți că la ora actuală poți să deschide mănăstiri peste tot în neamul Europei. Când în Franța, unde toate bisericile de până la 1916, în 1906, toate bisericile care au fost construite în 1906 au trecut la stat. Sunt proprietatea statului. Adică comuna are grijă biserică. Și biserica nu mai e folosită. În cele mai multe locuri din satele din Franța, nu mai există preoți. Sunt biserici pe care comuna trebuie să-i cheltuiască, să se întrețină. Dacă vine un grup de români și spune, noi vrem să facem și o mănăstire. Foarte bine, mai vă dăm bucuroși, că scapă ei. Dă-o treține, dă-o treține. Ei, am putea deschide o grămadă de mănăstire, dar nu te rupe. Întâlnim cu măicuții, am fost acum în Țara Sfântă, în începutul lunii martie. Măicuțele noastre găsești până la Patriarhie, sora Daniela, acolo. Vai, s-a bucurat că am fost întâlnit cu Patriarhul Ierusalimului. În toate mănăstirile, la Sfântul Teodosie, la Sfântul Sava, pe rugă români, la Erihon, peste tot unde mergi, pe puterea taborului, măicuțe românci. Grecii nu mai au săraci, prea mulți cărugă și mai nici atâta, și noi românii suplinim. De... E dacă am avea o, așa, o mănăstire noastră, Florin, ca număr de cărugări, am putea face o misiune de care apusul are foarte mare nevoie. Să știți, apusul are foarte mare nevoie de ortodoxie. Pentru că acolo bisericile, produsele bisericii au trădat credincioși. Prin erezie, prin abatere pe care au făcut credincioși, aceia sunt la nimănui. Și au nevoie de Hristos. Și sunt oameni care se convertesc acolo. Să știți că în America, confesiunea, biserica care crește cel mai mult, proporțional, sigur, cu numărul, este biserica ortodoxă.
Iar românii noștri din America știu foarte serios problema vieții lor și a copiilor lor. Am fost în ianuarie două săptămâni în Statele Unite și mi-aduc aminte de plângeată de discuție într-o seară. Eram într-o familie de medici și au adunat, o chemat tot prin casa plină. Mai ales medici, familie de medici. Și au foarte serios problema. Cine facem cu copiii noștri? Copiii noștri, că ei se iau oameni religioși, copiii noștri care cresc în societatea aceasta debusolată, drogați. Ce ne facem cu ei? Noi mergem la biserică, ducem la mănăstiri. Ce ne facem cu ei? Că ei, colegii lor, ei sunt într-o masă de colegi care n-au nici Dumnezeu. Dar noi spunem, ce ne facem noi aici, în România? Deci avem nevoie de oameni dedicați, de oameni închinați lui Dumnezeu. Societatea are nevoie de sarea Pământului. Voi sunteți sarea Pământului, voi sunteți lumina Lui și Mântuitorul. Avem nevoie de oameni aceștia dedicați, nu de frustrați. Dacă cineva e singur, să-și depășească frustrarea, să-i închină lui Hristos, să-și găsească drumul. Poate în mănăstire, poate vin și în lume pe lume, sigur. Dacă are tăria necesară și suportul necesar spiritual într-o comunitate bună, într-o parohie bună, într-o biserică bună. Să-L slujim pe Dumnezeu fiecare în starea în care suntem. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu știți Sfântul Nicolae de capitolul 7, unde este vorba de căsătorie, fecioarie. Cum alegem? Sfântul Pavel înclină să sfătuiască pe oameni spre alege fecioaria. Dar spune El își către ei bună. Bune în Hristos și în Biserică. Iar tema noastră generală. În Hristos și în Biserică totul este ușor să are și o cealaltă sunt pot fi foarte bun. Ce e de preferat? Să naști un copil cu transformații grave, psihice și fizice, care să se chinuie, ori să faci acolo? Cine întreabă chiar crede că aș putea spune să fac abort? Oare ne permitem așa? E bun ucider. Nu e bun ucider. Păi, îți resare inima când vezi că un departie înviază un câine ca să salveze de la eutanasie, nu? Frumos e! Ți-e minte de un câine. Și el are dreptul la mintea noastră și orice animal. Dar un copil, cu atât mai mult cu cât e săracul cu o problemă, nașul. Și lasă Dumnezeu să facă ce vrea și tu fă-ți partea ta. Să știți, în Franța există o asociație, probabil și în alte țări, dar în Franța știu. Asociație a familiilor de catolici care au adoptat copiii handicapați. Deci sunt familie de catolici și credincioși care își fac o cale de mântuire din a adopta în mod hotărât, conștient, voluntar, copii, unul sau mai mult copii handicapați. Sigur că îi ajută și statul ca să poată să își facă datoria, dar dincolo de aceasta, ce frumos! Și tu, pe copilul tău, preferi să-l omor? Mi-aduc aminte de un părinte de la Sibiu, care a murit, Dumnezeu să-l odinească, avea 9 copii, dintre care unul grav, handicapat. Și un copil care a trebuit să fie ținut în casă, nu l-a dat la casa de handicapat. Sunt mulți săraci care preferă așa lucruri, dar el a ținut în casă și mama și-a dedicat viața și ceilalți. Și copilul acesta a murit când avea 30 ceva de ani. Și părintele, în vârstă, cu barba altă, plângea și cu jolea lacrimi barbă, spunea, a plecat Hristos de la noi. Copilul acela handicapat a fost Hristos pentru casa aceea. Și l-au iubit ca pe Hristos și el i s-a făcut mijloc de mântuire. Ce ne puteți spune despre căsătoriile întâlniri de alte religii? Cum se pot mântui aceștia? Sigur, fenomenul este tot mai frecvent. Mai puțin la noi, dar mai mult în diaspora.
unde un tânăr român, o tânără română, au șanse mai puține să găsească un ortodox și român pe departe. Sunt colegi, sunt la școală, se căsătorește nicoase. Și biserica nu a reușit să aibă un răspuns instituțional, spune, la această problemă, deși, în practică, lucrurile se întâmplă foarte frecvent și, dincolo de toate problemele pe care le poate să le căsătorie, ea poate fi o șansă. Sunt multe cazuri în care tânărul sau tânăra ortodox devine mărturisitor. Și când își pune problema copiilor și a protejului copiilor, lucrurile evoluează. Acum am fost în țara Sfântă, vă spuneam, și am fost cu un grup din Italia. Și în grupul acela era o tânără româncă, însărcinată, cu soțul ei catolic. Tânăra foarte hotărâtă, așa, ținea din scurt, tânăr, sunt tânărul foarte ascultător. Eu n-am văzut niciodată în viața mea un catolic, am venit 2 ani am studiat la o școală catolică, n-am văzut niciodată un catolic sărutând la teicoane sărutate acest tânăr. Tu de mers la rând, una, două, trei, patru, 20 în fiecare biserică. Un tânăr modern. Deci, merg lucrurile, nu? Deci nu trebuie să ne... Nu trebuie să ne speriem și nu trebuie să dăm soluții din acestea privite. Sigur că dacă tânărul ortodox este bisericos, merge la biserică împreună cu comunitatea, cu domnul, cu găsi care cea mai bună ca să poată, cum se spune azi, cum spune tine, dilui cu această problemă, nu? Adică să pot să aborda problema aceasta într-un duc al lui Dumnezeu, nu? Lumea se amestecă, noi fim globalizare, prin criză. Și poate că dacă n-am învățat în 2000 de ani când Hristos nu este grec și elin, adică evreu și elin, barbar sau scit, învățăm acum, ne învață viața vrând de vrând. Că Hristos e pentru toți. Hristos este răspunsul pentru toți la toate problemele lor. Eram odată în Africa de Sud și s-a întâmplat, eram într-o călătorie, într-o excursie foarte interesantă, înainte de conferințele pe care am avut acolo. Am avut o excursie, un safari, în cel mai grozav parc din Africa, Kruger National Park, 5 zile. La fine, călătoria aceasta ne-a dus odată la într-un sat, așa era un orășel, la o reuniune a învățătorilor. Și a fost interesant de ce cunoaștem acolo și spunea un tânăr intelectual african, Hristos este răspunsul la toate problemele Africii. Mi-a plăcut. Așa este. Hristos este răspunsul la toate problemele lumii. Și are nevoie de Hristos tot așa de mult și un neortodox sau necreștin ca și un ortodox. Asta nu înseamnă că există oameni buni în afară, există oameni buni în afară. Există mulți ortodoși ticăloși, din nefericire, oameni care sunt dat ortodoși, care nu fac nimic în viața lor, decât să-și batjocorească ortodoxia. Când îl îngroapă, spune robul lui Dumnezeu și atunci a priceput că e robul lui Dumnezeu, până atunci nu aștept. Din nefericire. Și sunt oameni necreștini sau neortodoși care trăiesc frumos. Vorbeam înainte de catolici care piază copiii de capas. Părintele Boris Bobrinski aveau vorba așa, mai în drumul mai scris, zice catolicii sunt mai buni decât catolicismul și ortodoxia este mai bună decât ortodoxii. Adică noi avem învățat și de la alții. Să nu fim exclusiviști într-un sens gust. Hristos vrea așa. Hristos ne vrea mărturisitori. Mântuitorul a trimis pe ucenicii lui așa. Mergeți în toată lumea și promovați Evanghelia la toată făptura. Sau în formularea din Matei, mergând învățați toate neamurile, botezându-i pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească toate, că am crucit vouă. Vedeți?
Mântuirea vine și i-au luat-o foarte serios apropo. Să știți că apostolii n-au diluat deloc porunca. S-au întâlnit, ne spune Sfânta Tradiție, s-au întâlnit și și-au împărțit lumea, cunoscut atunci. Fiecare se meargă într-o direcție, ca să acopere și au acoperit în timpul vieții lor, practic lumea cunoscută. Din Egipt și Africa până în Spania. Cum câțiva ani am fost la o conferință în Spania și chiar referatul pe care l-am prezentat acolo a fost despre vizita Sfântului Apostol Pavel în Spania după mărturiile patristice. Și până în Mesopotamia și până în Sciția și așa mai departe. Deci, noi în situația de astăzi avem datoria mărturisirii. Căsătoriile mixte pot fi o formă de mărturisire. Important e ca cel care se căsătorește să o facă iarăși în Duhul lui Hristos și sigur căutând soluția cea mai bună și mântuitoare pentru lucru. Dar biserica, să știți că problema asta a discutat, eram în Roma cu câteva luni și erau adunare cu preoții la Episcopia în Roma. Și una din problemele ridicate, serios, de părinții acolo, a fost problema cu căsătoriilor mixte. Pentru că tinerii din familiile lor săvârșesc adeseori astfel de cununii și preoții, sigur, trebuie să răspundă solicitărilor la modul cel mai avizat, cum spune cu putință. Ați spus despre canonizarea acelei femei care a fost canonizată de Biserica Catolică. Sigur, trebuie să luăm ce este mai bun de la oameni. Însă este cunoscut faptul că aceea biserică încearcă să găsească celul care are să facă avort, o scuză științifică de genul că până la 2 săptămâni nu se poate vorbi despre om, ființă umană. Vorbiți-ne și despre efectele științifice asupra demnității ființei umane. Mă refer la ingineria genetică, fertilizarea în vitro, etc., predată chiar în școli, în care biserica intră ca factor de impediment pentru știință. În primul rând, cred că nu este exact ce spuneți că Biserica Romană Catolică supătește până la 2 săptămâni, nu este ființă umană. Deci nu există așa ceva Biserica Romană Catolică. În Biserica Romană Catolică există alte scăpări grave, apropo de problema nașterii pruncilor. De pildă, ei promovează așa numită metodă Billings de evitarea sarcinii. Și au făcut în această metodă chiar un întreg sistem de promovare a metodei în lumea catolică. Ceea ce arată aceeași lipsă de încredere în Providență și aceeași păcătoasă asumare a unei planificări a familiei care este păcătoasă în ea însă. Deci, Biserica Romană Catolică are probleme serioase în privința aceasta, deși au o grămadă de documente oficiale ale trei niveluri împotriva avorturilor și împotriva anticoncepționalilor. Dar, repet, în schimb, pun această metodă care este iarăși păcătoasă. În ce privește manipulările genetice la care asistăm astăzi, ele sunt prin definiție atentate la viața umană. Lucrurile sunt foarte clare din perspectiva bioeticii ortodoxe. Noi avem, se afirmă tot mai mult, o foarte bine structurată bioetică ortodoxă. Și se studiază și la Facultatea noastră de Teologie, se studiază într-o oarecare măsură o anumită bioetică și în facultățile de medicină. Noi avem deja bioeticieni de marcă și mă gândesc de pildă la un părintele John Brecht, care a fost profesor la
Semnalele Seminary în New York și profesor și la Paris, la Saint-Serge, care și-a dedicat partea a doua vieții acestui studiu al New Age. Avem un ortodox american convertit, domnul Engelhardt, care a conferențiat în România de mai multe ori și care este ortodox, are și un ghidere de preot român ortodox și este un om de renume mondial în bioetică și de răspunsuri. Căutați cărți în profesorul Engelhardt. Avem profesorul nostru de teologie, de la Sibiu, părintele profesor Limo Dovan, de Justo Dinească și cum se basează în Limo Dovan, care cădă morala creștină și care este iar să ieșesc în bioetică. Avem multe materiale. Deci găsiți foarte clar lămuriri asupra acestor probleme. Toate aceste manipulări sunt grave atentate la viața umană. La fecundarea așa de in vitro. Trebuie să știți că pentru un embrion care va fi, știu eu, care este implantat, se sacrifică mulți alți embrioni care sunt omorâți ceva. Este atentat la viața umană. Îți bazezi, știu eu, viața copilului tău pe moartea altor prunci care nu ajung la viață. Nu ajung ca să-și dezvolte viața. Deci nu hotărât ca credincioși ortodoxi, spunem un nu hotărât acestor manipulări. Nu trebuie să ne încrâncerăm cu tot la dintr-un zan copilul meu. N-ai copii. Dumnezeu îți arată că poți să împie acolo. Poți să împie acolo. Sunt copii de piață. În România sunt mai vreo 40.000. Pare greu procesul, dar toate greutățile pot fi depășite când ai inimă pentru copii. Sunt părinți care au impresia că ar fi tare de necesare copii, dar n-au inimă pentru copii. N-au inimă de părinți sărași. Și atunci, mai greu. De la ce grad de prudenie este permisă căsătoria? Dacă s-a făcut la un grad mai mic, ce consecințe sunt și care este soluția? Mă intrăm în probleme de amănunt, pentru că ar trebui gradul studiat fiecare în parte. Și să știți că studenții la teologie au mari dificultăți până când deprind toate schemele gradului de prudenie. Depinde de ce grad de prudenie este. Este rudenie consanguină, rudenie colaterală, etc. Deci asta variază în funcție de felul rudeniei. Păi rudenie spirituală și mai departe. La rudenia consanguină se interzise este până la gradul 8. Și cu o anumită stilă dispensă se poate coborî până la gradul 6. Dar asta depinde de cazul, de fiecare dată trebuie întrebat preotul și preotul să meargă și la cărțile respective, dacă nu este destul de clar, și să lămurească situația. Consecințele sunt de natură morală și genetică apoi. Se prevede, deci principiul era formulat de Vechiul Testament, în Cartea Levitică, capitolul 18, unde se interzic unirile incestuoase. Este un capitol întreg dedicat aceste probleme. De aceea, când în Noul Testament se reține, sunt patru porunci care sunt reținute în special pentru părgânii care este Hristos. În fapt, la fost pe 15, sunt patru claude care împrună Sfântul Iacob, Episcopul Ierusalimului, fratele Domnului, care spune că cei care cred între părgâni să ferească de sânge, de mâncare de sânge, de animale turmate, de idolotite, în primul rând, de cele menționate idolul, și de pornia. Pornia. De desfrânare, se referă, cele patru clauze sunt inspirate direct din capitolul 17 și 18 din Levitic. Unde în capitolul 17 este vorba de niște legi care sunt obligatorii și pentru evreu, dar și pentru un neevreu care trăiește între evrei. Deci un număr de porunci sunt obligatorii și pentru
Pe bine care se sunt evrei. Și acestea sunt exact acestea. Slujirii idolești și mâncarea de idolotite, sânge, consumarea sângelui, animalul urmate și, în capitolul 18 de la Levitic, este vorba de unire incestuoasă. Deci creștinii au reținut acestea ca niște mări ale curăției, care fac posibilă comuniunea în biserică a păgânilor creștinilor cu ideul creștinii. Dar fiind multe de spus și cazul trebuie fiecare dat în parte și ce frumos e când ai o rudenie, să o tratezi cu o rudenie. Și nu crezi confuzia de nume, cum să spun. Nu știu, e gata să-i ui sau să-i văd. Sau cum? Sau ții mătușă și nepoapă, sau știu cum. Sau cumnată și mătușă. Sau. Sunt așa confuzie de nume, trebuie să se întâmple. Dar sunt cazuri când doi frați, mai des sunt doi frați care vor să crezească două surori. Și apoi nu știi, ții soție sau ții cunat. Apare confuzia de nume, nu? Nu se cade. Căsătoria este o taină foarte importantă. Eu personal sunt dezamăgită de ceea ce se petrece în lume. Și aș prefera doar o binecuvântare de la preot, o logodnă fără acte. Este un păcat acest gând? Și mai departe ce faci? Copiii nelegitimi, nu? Și preotul crezi că marșează la chestia asta? Ia să văd eu pe preotul care marșează la chestia asta. Fără o roată, fără acte și... Trăim în lumea aceasta și trebuie să fim și în fața oamenilor, nu în fața lui Dumnezeu. Tată, eu cu Dumnezeu, eu Dumnezeu, apă faci și eu cu Dumnezeu, nu mă interesează de ce lumea. Asta e? Ce e asta? Deci, noi suntem credincioși și în fața lumii, și în societate, și copiii trebuie să aibă tată și mamă, și în acte, și în fața lui Dumnezeu. Sau și în fața lui Dumnezeu, și în acte. Că pe zeventul vrea să nu se căsătorească și că te încântă că nu contează asta, că noi ne iubim, aia, iubirea asta, așa. Sub semnul întrebării. Noi avem o iubire ce rezistă și puternică și ne dorim să ne căsătorim, dar intervine o problemă. El e pe stil vechi și eu nu pot să mă dau pe stil vechi, iar el nu vrea să se dea pe stil nou. Intervine despărțirea, dar e foarte greu să uităm de noi, fiindcă simțim că avem o dragoste adevărată de Dumnezeu. Suferim mult că reușim să facem acest pas. Cum se spune în limbaj popular, el are stil, nu? Iar da. Asta n-ar trebui să fie o problemă. Avem niște frații noastre, domnului, din zona Caransepeș, care sunt ucrainieni. Și noi avem un vicariat ucrainean, știți, în România, și ei simte stilul vechi. Așa e, biserica lor. Dar se bucură și cu noi cu stilul meu. Așa, ei au două Crăciune, au două anul Boboteze, două ori anul nou. Fac o... Totdeauna la fac o adunare mare pe când e anul nou pe stilul vechi, mă invită și pe mine și când pot am merg două ori la ei. Deci oamenii cuminți și buni nu se împiedică prea tare de acest lucru și dacă sunt cuminți, descoperă că ortodoxia este una singură și nu trebuie să împiedice de un calendar. Calendarul este calendar, făcut de oameni. Și perfectibil. Deci, înseamnă că iubirea n-a fost destul de mare, dacă chiar așa ușor s-a renunțat, nu? Iubirea totul până la calendar. Cu câțiva ani a fost o chestie noastră, mă apropo de stilul veche și în România și în Sibie, în Moldova, aveți problema asta cu stilul. Unii sunt mai stilat decât alții. Dar știți, mai nou avem și în Sibiu, mănăstire cu stilul veche, măcar că în Sibiu nu există nimic cu stilul veche. Dar cineva atunci am făcut o mănăstire acolo și merg, mă și noi și merg acolo fără să facă deosebire de calendar, mănăstire și deci și apreciată mănăstirea. Și
N-ar trebui să fie, deci ar trebui să evoluăm. Sunt destule dihonii în lumea asta. Oamenii credincioși ar trebui să depășească aceste dihonii și să poată să mărturisească într-un glas și cu o inimă și cu un glas pe Hristos. E rău că este așa. Care este cauza dezmembrării familiei și dorinței tinerilor pentru a-și întemeia o familie? Prezentul este rolul materialismului didactic din învățământul ateist. Familia nu mai este scop al vieții? Ba, familia nu este neapărat scop al vieții. Familia este și ea un mijloc, sigur. Familia este cea mai importantă. Dintre lucrurile pământești pe care noi le putem avea și realiza, familia este cea mai importantă. Și asta trebuie să descoperim. Nu este mai importantă nici profesiunea, nici studiile, nici eu, poziția socială. Familia este cea mai importantă și trebuie să rămână ca tare. Ei, la originea decăderii, a destrămării, este păcatul. Păcatul care nu este ceva neutru, să știți. Noul Testament și învățătura creștină prezintă păcatul ca o putere. Florezi puterea păcatului. Ca o lucrare în spatele căreia stă numai voința oamenilor. Și stă lucrarea demonilor, lucrarea de distrugere a oamenilor și a mântuirilor. Să fim atenți la păcat. Unde își face loc păcatul, totul e posibil. Te îngrozești ce rele se întâmplă. Te îngrozești la ce situații pot ajunge oamenii care cândva spuneau că s-au iubit. Când două familii care ordinoare trebuia să fie și eu, erau cândva unite prin căsătoria copiilor lor, ajung să se urască și se spună toate cuvintele rele unul adresa altuia. Fim foarte atenți la păcat. Este permisă o căsătorie între un băiat care nu a mai fost căsătorit și o fată divorțată cu un copil? Dacă vă aduceți aminte ce am citit mai înainte de la Matei capitolul 5 și Matei capitolul 19, și că am putut în față, le citesc ceva. Iar eu zic spre Mântuitorul că oricine va lăsa pe femeia sa în afară de pricină de sunare și se va însura cu altă, sfârșește adulter. Și cine s-a însurat cu și-a lăsat, sfârșește adulter. Deci a doua căsătorie este întotdeauna cu păcat. Normal, când spunem că spre monogamă și monadrică, înseamnă o căsătorie făcută o singură dată. Se spune că Biserica Ortodoxă permite a doua și a treia căsătorie. E adevărat, dar asta permite numai pentru cei văd. Nu se vorbește de divorțat. Însă, din pricina slăbiciunii omenești, printr-o economie, Biserica asimilează uneori divorțul, mai ales când e vorba de cel care nu e vinovat, în primul rând, divorțul acela, o asimilează cu văduvia. Mai ales când e vorba de adulter. Prin adulter, soțul adulterii a murit față de căsătoria lui. Dar de totul s-a asociat lui. Dar, repet, căsătoria aceasta este întotdeauna cu păcat și cu canon. A doua căsătorie, care în îndoială liturgică, este, de fapt, o îndoială de pocăință. Preoții și religioși, mă știu, lucrul acesta foarte bine. Iar se spun că aceasta e cu canon. Soții trebuie să fie pregătiți să primească o ispășire pentru situația aceasta. Da, în lume este foarte greu pentru un tânăr căsătorit sau o soție rămasă cu un copil, este foarte greu. Și atunci
pare că aceasta ar fi și soluția cea mai bună. Și uneori, dacă oamenii își asumă Hristos și pocăință, poate fi o soluție bună, într-adevăr. Biserica este condescendentă în cazul acesta. Și dacă ați fost atenți la ce se întâmplă în Biserica Romană Catolică, romano-catolicii n-au răspuns la situațiile acestea. Ei pur și simplu nu acceptă că este mort. Spune că este mort. Dar, în practic, există foarte mulți oameni divorțați. Este divorțat, recăsătoriți, fără ca să fie recunoscută biserica și, din cauza aceasta, nu se împărtășește toată viața. Și în situații fără ieșire. Și romano-catolicii au pus foarte serios problema de a adopta condescendența care este în Biserica Ortodoxă. Nu dacă ați fost atent la lunile de fântare papii anul trecut și un grup mare de episcopi de la ei au fost pe punctul de a adopta o schimbare în acest sens după modelul Bisericii Ortodoxe. Și n-au reușit, pentru că până la urmă a fost poziția mai refractară, a fost mai tare. Dar ei, și mi s-a întâmplat, eram la Roma, la o conferință anul trecut și preoți catolici, profesori catolici mi-a spus și cum era părerea Bisericii Ortodoxe? Noi suntem gata să adoptăm poziția Bisericii Ortodoxe. Cred că ei cred că noi avem răspunsul. Deși și noi suntem, cum s-a spus, suntem ezitanți și acceptăm aceasta ca o condescendență, ca o economie, cum se spune în termen bisericesc. Considerați că este un păcat dacă soția iubește mai mult copilul decât pe soț, adică copilul de nouă prioritate. Știți că inima noastră este foarte potentă aici, privește iubirea. Putem iubi foarte mulți oameni fără ca aceasta să diminueze iubirea pe care o dăm fiecăruia. Am văzut o vorbă frumoasă de mulți ani. Apropo de iubirea de Hristos, Dumnezeu zice, Hristos ne preferă pe fiecare în parte. Adică ne iubește preferențial pe fiecare în parte. La fel în familie. Poți iubi pe toți ai tăi preferențial, pe fiecare în parte. Pe care preferi? Pe fiecare, pe toți. Poți iubi soțul, copilul și tu la copil și te bucuri că el este copilul tău și a soțului. Sau soției. Și iubirea ta de copil o include pe aceea pentru soțul sau soția ta. Deci, dacă ne punem problema așa că iubirea față de unul întunecă iubirea față de altul, înseamnă că nu înțeleg iubirea. Iubire idolată, iubire păcătoasă. O iubire care va deveni o povară pentru tine și pentru copil. Știți, se vorbește de iubiri posesive. Sunt mame care judec copiii posesivi, nu-i lasă să se păstrească. Eu cunosc mame mari. Mama nu-i lăsa să se păstrească, nu puteai imagina că va fi răpit copilașul, care acum are 25-26 de ani. Cum să-i fie răpit copilașul de iubit de fiu ce soție? Cunosc victime ale unui iubiri înguste. Sunt o tânără soție și mamă și aș vrea să vă cer un sfat în privința relațiilor turpești. Deși cred că e greșit, nu îmi plac aceste relații, iar soțul meu este cotul altfel. Mă înțelege cât de cât, dar e nemulțumit în sinea lui și mă necăjește. Ce se schimbă în ceea ce simt și gândesc? Citește în primul rând în capitolul 7. Deci, soțul este stăpân pe trupul soției și soția este stăpân pe trupul soțului. Și oprirea de la relații pentru evlavii trebuie făcută prin consimțământ. Ai grijă sus de tot. Ai grijă că, știu eu, anumite condiții impuse soțului pot să îndepărteze și să ducă la păcat de care să-ți pară rău. Mie mi s-a întâmplat să întâlnesc pe cineva spune, care a văzut că soțul se depărtează tot mai mult de ea, și a spus, o, de-aș fi știut eu mai înainte. Ea, pentru că evlavia îi impune să facă reguli. Și a făcut reguli după capul ei. Nu biserica a face aceste reguli. Ea, pentru că biserica a face. Biserica nu face așa ceva.
Și și-a pierdut soțul. Soțul s-a dus cu apa. Cuma de azi. Și a rămas acum la o vârstă destul de matură, așa, de nu poate plăti taxele. Era una când erau două echipe în casă, plătești taxele împreună, sau când a rămas singur, plătești taxele la, nu? La casă. Și, sigur, frustrare de toată linia. Citește 1 Corinteni, capitolul 7, așa cu atenție, și nu te mai lua după o mulțime de reguli pe care le faci cu tare și cu tărică și cu tărică, că sunt o mulțime care fac reguli. Fă regulile în Duhul lui Hristos și prin consimțământ. Nu risca, prin îndepărtarea aceasta, să transform viața într-un eșec, viața de Hristos în eșec. E mare lucru, e clar, e mare lucru, în soții lucrăresc, e postul mare și poți să găsești postul mare. Dar, dacă soțul sau știu eu, soția, nu reușesc să țină tot postul mare, nu faci în asta o catastrofă. Pentru că este mai mare catastrofă ca soțul sau soția să ajungă la adult sau la păcat. Ce părere aveți despre distanțarea din zilele de azi între părinți și copii? Sigur, condițiile vieții de astăzi sunt diferite de cele de odinioară. Cel puțin în viața satului odinioară, părinți, copii erau toți împreună. Mergea copilul 4 în clasă la școală, după aceea cu tata, cu mama, cu sapă, la tot ce era de lucrat, cu familie, erau împreună. Era viața patriarhală care aparent nu ridica foarte multe probleme. Și totuși păcatul își făcea menele și atunci, nu cred. E acum, soțul e la Cluj, soția era la Brașov, au servicii diferite, copiii sărași și unde pot, pe la casă de copii, pe adică pe la grădiniță, cu oracolului sau pe unde sunt. Când cresc mai mari, un copil într-o țară, altul în altă țară, unul peste ocean. Asta nu înseamnă că noi trebuie să aplicăm de la principii. Din potrivă, această îndepărtare nu poate face să fie mai apropiat. Avem Skype, nu? Dar unii nu mai știu să-l folosească. Și pune și la mama să aibă Skype. Să o vezi pe mama și pe tata, cât de des. Până eu vorbă bună, în fiecare zi. Și mama la fel. Și globalizarea, însă și iată, care și ea problemele ei, dar și soluțiile ei. Și pot să avea o legătură strânsă. Și în Hristos suntem aproape, totdeauna și dincolo de comunicarea aceasta prin internet. Avem telefoane care, acum când avem, noi avem abonament, avem gratis. Vorbim în abonamentul la telefon, gratis în America și în Canada, toate telefoanele și cele fixe din Uniunea Europeană. Este grozav, nu? Cu spune la telefon și poți vorbi. Deja avem și o scuză să nu comunicăm. Să ne vedem cât putem vedea. Din păcate, însă, sunt unii care stau unii lângă alții și nu se văd, nu vor să vadă. Am cunoscut pe cineva, i-a murit mama și avea el mulțumire vechi cu mama că i s-a părut că i-a dat storie mai mult decât lui. Stătea la... era o casă între ei. Mama era aici, era o casă și timpul era fiul. Cu familia lui, care avea casa lui. Când a murit mama, el s-a uitat la mormântare printre sigle din pod. S-a uitat, vedeam curtea mamei printre sigle, n-a mers la mormântare. Așa de mare a fost pornirea împotriva mamei. N-a iertat-o nici moară. Din păcate, vedeți? Deci poți fi foarte aproape și totuși foarte departe, dacă nu ai un minim de frică de Domnul. Porunca a cincea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fie bine, să treci mulți ani pe pământ. Sunt unii care n-au auzit de ea. Nu vor să auzi. Și dacă ar auzi, poate s-ar trezi. Și nu le vine pe pământ.
Vedeți, aceasta e singură poruncă legată de făgăduință pe pământ. Cinstește pe tatăl, atunci pe mama ta, ca să-ți fie bine, să treci mulți ani pe pământ. Pe lângă răsplata cerească, este o răsplată pământească. De ce credeți că sunt atât de puțini preoți care se implică în activități cu tine? Cu toții sunt conștienți de starea de încrederea tinerilor. Mai trage de ei, de preoți. Săraci sunt timiți. Cum se întâmplă viața cuiva așa? Ca oameni se... Sunt oameni care te resping, care vrea să-i ajut și să te resping. Și ca preot atunci te jenești și te trage în tărăt. Și atunci... Dar nu mai încurcați pe părinții ăștia, și au nevoie de milă, să știți. Nu mai e noi tine. Ia vedeți, sunt preot patos. Bat ziariștii, bat sectarii, bat unii, uneori și protopopul și episcopul mai bat în cer, să nu vreau de la mijloc. Nu mai înțelegește. Sucră și iaură. Ia încurajați oamenii și au nevoie de încurajare. Au nevoie să... Ca și la toți oamenii. Nu toți avem nevoie de comuniune, de dragoste, de încurajare. Iar vizinea preotului este foarte grea. Și atunci el preferă să lucrează de prețe cu cei care îl caută. Îl caută unii oameni mai tine sau mai bătrâni la biserică și el atunci se liniază să intre prea mult în viața lor. Ar fi multe de spus aici. Sunt și preoți care fac o acțiune extraordinară cu tineri și cu copiii. Dar avem și exemple extraordinare chiar în biserica noastră, frumoase și dacă ascultați Trinita sau mai vedeți Iarul Lumina sau... Vedeți că sunt foarte multe acțiuni exemplare care se întâmplă. Dar poate nu se întâmplă chiar dintre noi și noi am vrea ca și la noi se întâmplă lucrurile acestea. Să ține seama de faptul că preotul este unul singur, într-o parie. Uneori sunt copreșesc în datorii și ar avea nevoie de o mică organizare ca să... Știți, e foarte important când începi să lucrezi în echipă și să poți da sarcini, la unul și la unul. Și e bine să ne arătăm dorința de a fi parte de echipe. E mare lucru când un preot reușește să formeze ceva echipe și să lucreze în echipă. Și avem și eu acțiune cu copiii, cu tinerii, cu bătrânii, cu știu eu, diferite situații. Dar de multe ori suntem copleșiți. Pentru că preotul este la rândul lui, un om care are familie, care are necaturi, de toate felurile și... Dar e mare lucru. Să mai tragem și noi de preot, nu v-ați să tragem preotul de voi. Uneori preotul săracul s-a săturat, o trage, trage în jață și reacția. Nu vă dați seama și reacția oamenilor. Ce? Copa, ce are cu mine? Păi să-i spun, măi omule, hai să faci tu la biserică. Ce ai cu mine? Eu mă rog. Unde te rogi? Dacă zici că norocul, vă rog, în casa mea. Bine. Eu sunt foarte credincios. Păi bine, dacă ești foarte credincios, dar nu să știu și eu că vreau să fie credincios. Nu, nu. Eu cu Dumnezeu, pentru că o trebuie de simplu. Bun. Mai că Hristos s-a temea biserica. Nu? Este ceea ce Hristos ne-a lăsat. Voi temea biserica mea și nici porți de azi lucrurile. Dacă nu știi să prețuiești această moștenire la Hristos, care este totul. Biserica este casa lui Dumnezeu, este biserica Dumnezeului și lui Dumnezeu, stâmp, semelia adevărului, semeliața lui Hristos și așa mai departe. Dacă nu înțelege acest lucru, foarte mulți, așa zice religioși, spun da, Hristos, da, biserica va. Doamne Dumnezeu. O, dacă n-ai biserică, n-ai și pe Hristos, ai și profet. Și atunci preoții care sunt pățiți, săraci, ne împățiți prea mult. Prea mult. Noi suntem foarte păziți. Vă dați seama ce pot doamne din la prea mult. Părinte, am botez, direct eu, bătrână. Părinte, am cununie. Și preotul, dacă îi mai ai, se simt umor, zice, da, cine vă cununați la asta? Așa nu, nepotul meu. Dar nepotul ăla să n-are și ciorul și să vină să vorbim. N-are. N-are, nu l-a văzut preotul la biserică, dar prin bunica are cununie. Vezi? Păi să vină și nepotul să văd, să așa, să vină cu mireasă, să văd. Nu să ieși să-mi spalie.
Păi, dacă vine acasă, hai să-i văd, să-ți povedesc acolo. Nu, nu are timp de vizier, nu le trage. Dar atunci nici trebuie cu mine. Păi spui, bine, dar prietenul meu de scrânări, trebuie un pic de pocăință. Dă telefonul după aceea și prietenii avrânzat serviciul de asta. Așa, preotul sărat cu un cap de lucruri de astea, se devine jenat așa ca simt în viața oamenilor și atunci tinerii care sunt mai rânditori, uite, popul ăsta nu mai are nicio grijă de noi, n-are sărat. E vina lui că trebuie să fie mai băgăcios. Și sigur, să realmente să ne facem datoria ca preoți de a-L mărturisi pe Hristos. Pentru că datori suntem, cum spunea Apostolul Pavel, datori sunt și iudeului și elinului, suntem datori tuturor. Și slujirea noastră este datoria noastră de a face tot ce putem face. Și vai mie, că nu voi propovădui, cum spunea Apostolul Pavel. Dar eu nu vreau să scut pe preoții care nu-și fac datoria. Din păcate, sunt preoți care nu-și fac destul datoria. Din păcate, sunt și preoți care sunt problemă pentru biserică, pentru episcopilor, pentru credincioșilor, în primul rând. Și, sigur, nu sunt cadruri pe care le dorim și sper că nu sunt cadruri care să le aveți dumneavoastră, pe care să le aveți dumneavoastră, în apropierea noastră. E rău când un tată nu este pus destul tată. Și într-o familie, dacă un tată este numai cu jumătate tată, dacă este un tată care se înseamnă de copii, dacă este un tată care pune patimile lui mai presus de viața familiei, este foarte grav. E cu atât mai cele spirituale. Este așa de important ca totdeauna să fim pregătiți să facem față la toate solicitările. Despre noi ca preoți înțelegem că nu-i destul numai să fim preoți la altar. Și că sunt multe alte zone ale vieții noastre care trebuie îmbunătățite. Cum convinge soție să renunțe la servici și să facă copii? Cum trebuie să te comporți cu rudele soției dacă simți influență din partea lor în problema copiilor? Suntem la familie cu 3 copii, fete. În viața de zi cu zi, în afară de servici, soțul nu se prea implică în viața copiilor. Cum să fac să-l determinăm să fie mai activ în viața de zi cu zi a fetelor noastre? Câte probleme într-una singură, nu? În primul rând, alegerile de servici copii, la ora actuală, lucrurile stau mult mai bine decât aveam noi copii. Acum este un concediu de 2 ani. Nu stau aproape 2 ani. Când am avut noi copii, concediul era de 4 luni. Deci faci serviciu, cât mai faci între ei, și copii cât în cap. Și asta trebuie să faci. Și cât primește soțul, așa și copiii, lasă trei copii mai mulți, ca și tu zici, nu l-am lăsat să fie indolent. Dragă, toți sunt toate părțile de ea. Dacă așa numai unul singur, îl plictisește soțul în copii. Stai așa, de vorbă și mâine, dacă nu are vreo 10, așa, 10 în sus, începe să viața să fie altă, mai frumoasă. Iar cât privește rudele pot fi uneori foarte rele, pentru că sunt unii oameni vechiți în zile rele, cum vorbește cartea Suzane, cei doi bătrâni vechiți în zile rele, sunt rude, plini de păcate și care cred că pot determina viața unor tineri după modelul pe care și l-au ales ei în viață. Sigur, trebuie să fim atenți, precauți, fără trufie și fără răutate, dar să ne creăm propriul nostru drum în familie, care să fie după voia lui Dumnezeu. Și rudele, cu o vreme, vor descoperi că e cel frumos, măi, cum oamenii ăștia puteau un copil, 2, 3, 4, 5. De la 5 în sus avea ce destul de frumos. Și atunci ai echipă. Și lucrezi în echipă, știți? Și totul este extraordinar. Și atunci rudele copilor, măi, se poate și așa. Am crezut că nu se poate. Ei cred, unii mulți cred că un copil este. Și că ziceau, era o vorbă, vremea, mă, nu mai e pare mai rând. Că ziceau bănățirii un copil.
până de sine erau bogați, până mai sunt. Erau bogați, aveau pământ la foarte bun și aveau un copil. Deci ce au vrut să fie un copil? Să poate poate jumătate. Nu poate face jumătate. Trebuie tot de la mine asta, nu? Hai de ei, săraci. Și acolo unde au un copil, ce se întâmplă? Săracul copil a moștenit casa și de la bunici, și de la ceilalți bunici, și de la mătușă, și au 3-4 case, care sunt toate ruinate, că nu mai pot ține. N-au cum să le țină. Noi nu avem nevoie de două case, de o casă. Și în vezi de ei, acum, abia suflă, ca să-și țină bogăția. Nu înțeleg că cea mai mare bogăție este familia, copiii. Și avându-i de violetă și bucata de pâine, pentru că cel care face gura știe că trebuie de mâncare și cel care face trupul știe că trebuie îmbrăcăminte. Așa ne spune Mântuitorul la Matei, capitolul 6, în acel frumos cuvânt. Nu vă îngrijiți pentru viața voastră, ce veți mânca sau ce veți bea sau ce veți îmbrăca, că știe Tatăl vostru că aveți grijă de el. Priviți la păsările cerului, că nu seamă, nu secere, nu strângă ampare și totuși Tatăl vostru ce își rănește. Priviți la fiii câmpului cum cresc, că ei nu torne, nu țes și vă spun că niște ormoni în toată slavă nu s-a îmbrăcat cu unii de aceștia. Oare voi nu mai repede decât ele? Nu? Ce frumos e cuvântul acesta, clar! Nu vă îngrijiți! Domnul care dă viață știe că trebuie copilului pâine, îmbrăcăminte, școală, casă, masă, toate de Domnul când se încrezi în el. Și îți spui tu partea ta de efort, de muncă, de dragoste și Dumnezeu binecuvintează toată. Iar cel care n-are frat, sărac, cel mai sărac, părinții au omorât frații și rolele, și nu cum să iubească pe frații. Cum să iubești părinții care ți-au ucis frații? Și surorilor. Cum să luăm cu deznădejdea, depresia și neîncrederea în sine a copilului meu de 19 ani? Te faci frază. Copilul care crește singur poate ajunge foarte ușor la situații din asta. Cine se sprijină? Bătrânii? Bapacul? Și pentru copilul care se la familie, tata e papa. Și pute de dat mai. Comuniunea se învață într-o familie normală. Și comuniunea este răspunsul la depresie și la tot felul de deraieri. Sigur, când spun comuniunea, o comuniune bazată în Hristos. Nu fără Hristos. Și bata. Dar comuniunea. Noi suntem făcuți pentru comuniune. Știți că încă filozoful din vechime spunea că omul este un zoon politicon, este un animal social, o individuare socială. E făcut pentru comuniune, pentru a comunica. Și să nu aibă intenția părinții că ei ajung copilul. De la o vârstă, vine îndată o vârstă, trece copilul din niște anișori și părinții nu mai sunt destul de la nevoie de așa. Și ea ce găsește? Ea de pe stradă, dacă nu găsește în familie, în jurul lui, în biserică, ia de pe stradă și găsește. Și atunci apar tot felul de consecințe ale păcatelor, depresii, copii în pragul sinuciderii. Dar odată a spus părintele că am fost și slujitor voluntar la spitalul psihiatrie, 8 ani, în 98. Eu n-am avut parohie din 74, când am fost în cadrul la facultatea de teologie, până când a făcut comunismul, eram cam ținut, cam așa, cam în facultate, nu prea era să ne mergem mult de afară. Și nu aveam parohie. Și atunci, după, eu am jiluit, așa, ca să am biserică. Și în 90 am deschis imediat după căderea comunismului, am deschis, la început, am deschis o capelă de spitalul psihiatric, unde am sprijinit voluntar 8 ani. Și au venit la mine niște părinți, cu un copil la 22 de ani, care încercase a treia oară să se sinucidă. Și a fost internat la psihiatrică. Și părinții, sigur, disperați, dați de cap, și au stat de vorbă cu copilul și am constatat că el nu știa tatăl nostru.
Și atunci m-am răzvrătit eu până la părinților, am stat proiectul. Cum ați crescut un copil la 20 de ani și ziua atunci? Păi știți, noi am fost comuniști și mod funcție și... Ți-a spus dacă nu a văzut copilul tatăl nostru. Și copilul săracul, singur, fără frați, s-a regăsit într-o casă în care nu era Hristos. Ne jucăm cu foc. Ne jucăm cu foc. Nu credem că noi putem, nu este mai presus și putem asigura sănătatea. Nu, eu nu sunt ca situația asta, că eu sunt mai grozav, mai frumos. Dar e grijă. Păcatele se plătesc și se plătesc uneori crunt. Ne jucăm cu păcatele. Lasă pe Dumnezeu să-ți facă familia cum vrea El, că știe să facă bine. Și toată tot, de formă și lui. Dacă fertilizarea adventă nu e acceptată de biserică și de Dumnezeu, cum îngăduie Dumnezeu nașterea unor astfel de copii? Vor avea aceștia un destin diferit de un copil conceput natural? Deși a fost pe Dumnezeu când de-a dat nicio amestecă aici. Asta fac toți credincioșii. L-a fost pe Dumnezeu din regele pe oameni. Cum îngăduie Dumnezeu? Cum îngăduie Dumnezeu ca ala să-i taie capul la copil? Dumnezeu nu are nimic. Dumnezeu este cu victima totdeauna. Dumnezeu este una cu victima. E sută. Este voința ticăloșită a omului care duce la aceste lucruri. Iar cât despre copiii care se nasc, sigur, e o bine. Și se nasc și Dumnezeu îi preia. Îi preia calitatea în care sunt ei. Dumnezeu în mintirea lui îi preia și noi, ca biserica, îi preia, la fel. Și când vor fi consecințe, probabil că vor fi consecințe. Toate manipulările și au consecințe. Și atunci biserica face tot ce poate ca să depășească aceste consecințe. Și Dumnezeu, în măsură în care este lăsat să lucreze, lucrează ca să îmbunătățească situația aceasta. Dar porunca este iarăși cuprins în trei cuvinte. Să nu ucizi. Pentru fertilizarea in vitro se ucide. Raportăm la părinții și la bunicii noștri dacă ei sunt foarte îndepărtați de biserică. Dacă ei consideră valorile creștine doar niște aberații, iar pe tine copilul sau nepotul cum la ta. Păi să ne dovedim că nu suntem ratați. Să ne realizăm în Hristos prin ascultare de bunicii lui și sigur, cu durere privești situația aceasta ca și copil, ca și nepot, și dorești ca ei să-L cunoască pe Hristos. Și faci tot ce poți tu ca să-L cunoască pe Hristos. Ei sunt victime ale mediului în care au crescut, au trăit. Ar trebui să spunem în lucrare foarte multe lucruri ca să schimbăm mentalitățile acestea. Vorba de mentalități aici. Și pocăința, limba greacă, se spune metanoia, care înseamnă în traducere literală, schimbarea minții. O schimbare a minții implică și o schimbare a mentalității. Oamenii sunt victime ale mentalităților. Mentalitatea că la biserică trebuie să vedem mai decât în când. Mentalitatea că trebuie să ne împărtășim numai când trebuie să moară. Eu când am fost în prima mea parohie, mulți am pusei, ei se împărtășeau, dacă mai ajungeau, noi de moară. Și se părea că se împărtăși mai înainte, înseamnă că ceva nu e regulă, spre cred de moară. A fost mult mare luptă ca să schimbe câte ceva de mentalitate. N-am stat mult, dacă mâna și o plâng, într-o noapte am curunat toată noaptea. Bătrânii, 40 de perechi am curunat într-o noapte. Că le era rușine să vede ziua. Cum să vine ei, să vadă lumea, să spun că s-au curunat toată viața. Că mâna, bine, facem noaptea. Deci vorba de mentalități sărașe. Și oamenii de mentalitățile au o mare forță în viața oamenilor. Și ei cred că așa e bine. Și nu-i bine. Nu-i bine. Ei cred că nu se trebuie să împărtășească, că asta e pe toată. Dacă se împărtășesc, mor.
Mărim și la timpul potrivit, când vrea Dumnezeu, dar e important să mărim când vrea Dumnezeu, când vrea cel rău, să ne prinde cel rău nepregătit. E o tragedie când un om spune că pomene, că acolo mor nepregătit. Și știe în familie ce spune, că spune că mor nepregătit săracul el. Când nu avea nicio scuză să nu fie pregătit. Nu, moarte pentru azi. Pentru azi. Eu am timp. Fie de trecut de mi-am zis cineva de un om care a murit. Săracul s-a dus la bani și a murit. Vârstă destul de tânăr, nu putea mai trăiască, a murit. S-a împărtășit, vrem să avem împărtășit, mă zimea. De ce? Care e motivul? Când la fiecare Sfântă Liturghie, preotul ne cheamă cu glămătuitor, ne cheamă cu plângurea preotului. Luați-vă în casă, acesta este trupul meu, nu? Care este scuza când nu am ajuns în împărtășit? Și săracii părinți, săracii bunici, care au trăit cu gândul că își fac averea și n-au făcut ce avea. Când bătrâni, abia ajută săracii să-și plătească cheltuielile lunare, în curente. Păi ce? Avere n-ai făcut? Prim-ministru n-ai ajuns? DNA-ul n-are treabă cu tine? Ce ai vedea tu viața? Nu? N-ai pe Hristos. Eu că ești creștin, sunt ratat. De ce sunt ratat? Dar vedeți și puterea mentalitățile astea păcătoase și diavolul de întreține, de susține. Îi mai trage mâinii și bunicii din la biserică, nu? Așa. Și uneori se poate întâmpla ca bunicii, așa, răscopți în mentalitățile lor, să asculte mai degrabă de nepoție decât de copii. Credeți că se poate întâmpla lucrul acesta în condițiile în care, pe exemplu, părintele din sat nu discută niciodată cu mine, nu mă întreabă care e viața mea, în schimb ascultă toate lucrurile pe care bunica le doarmă părintelui, deși probabil n-am citit în bateric să facă că nimic din ceea ce auzi și vezi nu este băgat în seamă. Deci se poate face... Mai trageți pe părinte de mâine. Părinte, ascultă-mă și pe mine. Că l-am tras de mâine când m-a spus din biserică și a spus că nu te mai... O, înseamnă că e hotărât o fără. Mai sunt, dar mai cum am să-i cer ajutorul și să mă cer. Înseamnă că e hotărât o fără. Și eu sunt împărtășit și n-ai voie să mă cer. Și am zis, bun, asta înseamnă că acum am părtășat neîncut. Eu vin ca să cer ajutorul și dumneavoastră mă condamnați pentru lucruri pe care nu le cunoaște. Acum asta aveți și dumneavoastră. Depinde și cum cerem ajutorul. Să avem un duc bun și un glas. Am cerut ajutorul, da, cred că l-am arătat cu părintele Domnului care m-a trimis pe urmă și mi-a spus, da, să fie busit. Dar condițiile în care părintele, la urmă, adică părintele din biserică, face tot felul și la urmă mai și spune că eu s-o potesc că bărbatul Mihaile nu este potrivit pentru el. Păi ce bază s-o potești? Vin prea mult la biserică, mă rog prea mult, mă duc copiii așa cum scrie la... Cum se spuneți, părinte, ce bază biblică aveți ca să faci afirmația asta? Deci, noi, ca preoți, trebuie să avem autoritate Sfânta Scriptură, Sfânta Scriptură, cel mai ales, pentru că nu faci nimic spre tine Sfânta Scriptură. Deci n-ai voie să vorbești cu autoritate. Dumnezeu să vă ajute să puteți depăși aceste lucruri. Dați-vă, așa, trăiți-vă viața frumos creștinește și iubiți-vă Dumnezeu și iubiți-vă și iubiți-vă și pe cei care vă prigonesc și vă urăsc, nu? Ce spune Mântuitorul? Și ce spune Sfântul Apostol Pavel? Nu vă potriviți cel rău, ci biruiți răul cu binele. Să este calea noastră. Dați-mi vă rog acum, auziți, de ce să fac? Am rugat să plec în două lucruri de aici. Nu mai stau cu bunica, o las. Nici măcar nu-i bunica mea, deși am venit pentru ea, că era singură. Nu plecați, nu plecați de răul cu privat. Și să nu plec în condițiile în care unul prinde pe soție, îi toacă într-una mintea și spune... Nimic, dar eu am prins mai de când, când dumneavoastră aveți
Mi-a ales timp mai mult de convingere decât bunica. Convins-o pe soție ca să aibă argumente de apărare. Asta așa este. Rău încearcă să ne facă viața proastă, dar asta nu înseamnă că va fi el pe viitor. Dacă nu suntem în Duhul lui Dumnezeu, suntem pe viitor cu Hristos. Slavă Domnului! Ce calități trebuie să ții preotului pentru a-i ajuta în lucrarea preoției și ce calități trebuie să aibă preotul pentru a face luditoare relația în familie? Soția preotului. Asta e o temă interesantă. Am avut pe la Roma în toamna trecută o întâlnire cu preoți pe tema aceasta. Preoți și preotese. Și sigur, mare lucru soția să aibă dragoste de Dumnezeu, dragoste de biserica, să aibă condiții, prima condiții. Când vezi biserica, găsești soluția, atunci iubești pe trăișor și prin biserică, biserica nu iubești așa o plădire a bisericii, mai așa să o iubești. Deci podau acasă Domnului. Dar când iubești biserica, iubești pe trăișor și biserici. Și abordând cu iubire problemele cu credincioși, vei găsi totdeauna calea. Cel ce iubește credincioși, să le cunoști suferințele și atunci devii un partener de misiune extraordinar pentru preot. Să știți că soția preotului poate rezolva multe situații pe care preotul singur nu le poate rezolva. Pentru că ea are o înțelegere feminină a problemelor. Nu neapărat numai ale femeilor, ci și ale altora de membrii bisericii. Și calități, ce trebuie? Merenia, frica de Dumnezeu, primul de credință, merenia, dragoste de aproape. Ca preot trebuie să avem o voință, care este voința lui Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu? Până se da Sfântură. Dumnezeu voiește ca toți oamenii se mântuiască să vină la cunoștința adevărului. Noi dacă suntem credincioși, dacă Dumnezeu avem și noi așa voință. Adică avem voința ca toți oamenii se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului. Și atunci o soție care are această voință împreună cu soțul ei, preotul, se va feri ca să spună ăsta da, ăsta va, să facă diviziune în biserică sau în parohie. E foarte grav când soția are o partidă a ei. Vezi? Foarte grav când partida soției are un grup de așa, de cuconiți în jur, și se încântă una pe alta la machiaje și la coafură și la mode. Și atunci e o catastrofă pentru preot și pentru biserică. Deci soția trebuie să aibă voința ca toți oamenii să mântuiască la cunoștința lui să vină. Și atunci va lucra pentru toți. Sunt oamenii, știți cum, ca nevodul. Gânda nevodului. Și arunca nevodul pe scară și ce prinde? Pești bun și răi. Adică pești bun de mâncat și ioare care nu se mănâncă. În biserică sunt oameni mai avansat publicești, oameni mai puțin avansați, păstii pe când în biserică și ca preot ai de-a face cu toți. Și preoteasa la fel. Și e foarte riscant ca preoteasa să privească lucruri lumești și să înceapă să-și facă preferințe și fie o partide și foarte grav. Asta este o piedică majoră la desfășurarea activității preotului. Deci trebuie smerenie, să descoperi iubirea adevărată, să pui pe Hristos în frunte, să faci distinție între virtute și păcat și așa mai departe. Sunt multe de spus, dar eu o conferință pentru preotese. Cândva o face. Deci starea a fost foarte reușită această conferință. Am avut neapărat să vină și soția mea. Soția nu prea se plasează ușor și n-a participat, n-a spus, lasă, spui tu, și am spus și eu, nu cu ei, dar singur, ar fi interesant să avem o întâlnire așa serioasă, preot și preoteste, și putem numai așa să vedem aceste probleme. Va face la dureu, da, bine. Cu
întâmplat în situația în care soția greșește ceva care ține de rânduiala bisericii din punctul de vedere al soțului. Dar în cazul în care soția consideră că soțul greșește, poate ea să-l corecteze pe soț, având în vedere că ea trebuie să-i se supună și să-l consideră pe el ca? Îi se supune conducându-l cumva, nu? Merită să-i conduce capul de vreo. Mă scrie foarte atenți aici, că sunt și toți așa, sunt toți credincioși, dar care sunt foarte legaliști, îți spune, trăi ca nu cu tare, femeia asta, nu? Sunt alții laxiști, mă depinde de situație. Nu știu, o situație, săracul avea o mătușă, soția moartă și era în perioada ciclului și soțul, care era foarte rigorist, n-a mea de să intre. Băi, la unii, la intrare biserică, acolo era morțul numai. Hai, lasă-o, băi, să intre. Nu, nu, că camarele se intre, camarele spun și acum, nu știu cât de vreme, la Trinitas a fost un părinte calugăr care a vorbit foarte clar despre regula care și m-a uns la inimă. Hai să fim serioși. Adică, dacă ai un jos ca acest așa foarte legalist, canonist, așa, băi, zic, eu sunt preot, s-am studiat și eu sunt de canonist. Hai, îți spun ca preot, ca profesor de teologie, lasă-o să intre. Nu, n-am mers. Stau de afară, chiar stau de afară, s-a strângat acolo singură și a spus, s-a simțit foarte bine, de-aia a spus că ai văzut, s-a spus. Din bătare, e grav când femeia nu chiar așa de supusă. Că sunt de obicei, deși scrie sunt la Apostol Pavel. Femeilor, supuneți-vă bărbaților voștri, luați aminte la Sara, și pe cea Sara, care numea pe soțul ei Domnul. Deși scrie Sfântul Apostol Pavel, pe Petru așezi cu mine. Sau, deși scrie Sfântul Apostol Pavel, femeilor, supuneți-vă bărbaților voștri. Deși spune? Deși spune asta? Pentru că și pe vremea aceea, femeii nu se supuneau. Ca și astăzi. De asta spune, că altfel n-ar fi spus. Deci, nu credeți că s-a inventat ceva în epoca modernă, apropo de nesupunere și de... Da. Deci, totdeauna a existat problema aceasta, care nu e foarte gravă, nu? Sfântul Petru, care era săracul căsătorit, nu știu, nu spune nimic Sfânta Scriptură de soția Sfântului Petru, ne-a spus de soacra lui. Mântuitoarea vine ca pe soacra, care nu pierde pe nou, nu? Dar, deci, era căsătorit. Deci eu mai spun așa în glumă, Sfântul Petru, care a căsătorit și știa el cum era din familie, se gândea cu nostalgie la Avram. O să numea soția lui Tom. Parcă ar fi rușia. Nu? Păi, dacă tu, ca soț, urmești Doamnă, soție, și într-un sens așa foarte, foarte afectuos, nu la modul ceremonios, probabil că de la o vreme știu și soția poate că numește Domnul, nu știu. Toate canonic din Vechiul Testament apare un cuvânt împotriva divorțului. Și iată a doua faptă pe care o săvârșiți. Spălați cu lacrimi jertfenicul Domnului, vorba de altarul Vechiului Testament, cu plânse și cu gemete, pentru că El nu mai caută la plinoase și nu mai binevoiește să se primească din mâinile voastre. Și deziceți de ce? Din pricină că Domnul a fost martor între tine și femeia tineriților tale, față de care tu ai fost viclean, deși ea era povară și a ta și femeia regământului tău. Oare nu i-a făcut El ca să fie o singură făptură cu trup și suflet? Și această făptură întrunită, ce înătuiești, ce înătuiești ea? Urmați de la Dumnezeu, păstrați-vă de viața voastră, iar tu nu fi viclean cu femeia tineriților tale. Căci eu urăsc alungarea femeii, zice Domnul Dumnezeu Israel, și ca cineva să întinde de libertatea pe veșmântul său, zice Domnul Savot. Deci aveți respect pentru viața voastră și nu mai săvârșiți această viclenie. Deci, clar, Domnul a fost martor la unirea ta cu soția ta.
Și cu ducat și picioare și te plângi și Domnul te ascultă. Eu urăsc repudierea femeii, alungarea femeii, și invers, alungarea bărbatului, spune Domnul. Și un rabin care interpreta aceste cuvinte spunea, altarul însuși varsă lacrimi atunci când bărbatul își alungă femeia. În vechime spunea problema ca femeia să alunge bărbatul. Numai bărbatul era cel care putea repudia soția. Deși o soră lui Ios și-a repudia bărbatul, care era împotriva, s-au scandalizat de ei că Salomea și-a repudiat soțul. Dar acum vedeți că funcționează din ambele părți. Asta este așa de grea. S-a ajuns în Franța, înaintea noastră, și la numai loc și în România, în alte orașe, ca mai mult de 50% dintre căsătorii să sfârșească divorțul. Și foarte grav. Și dumneavoastră m-ați întrebat dacă treci și totul la altă credință, tu o lași. Cine îți dă dreptul? Te-ai venit cu el până la moarte și până după moarte, să duci la mântuire. L-ai scăpat, a luat o razna, ești dator să faci ceva pentru salvarea lui. Nu să-l părăsești. Sunt... Da. Da. Și unirea aceasta este indelebilă, devine șters. Și păcatul lumea sau altuia deci trebuie să-l porți. Este un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel la Galateni, capitolul 6, versetul 2, ce spune pe care au auzit din fiecare de la Sfântul Mastru. Purtați-vă sarcinile unui altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Așa e o sarcină pe care trebuie să o porți. Și cu ajutorul Domnului s-a fost duce până la capăt sau s-a fost biruit. Sunt necredincioși. Ce părere aveți despre tinerii care plănuiesc să se căsătorească prin internet, fără să se cunoască și fără să aibă o temelie sufletească? Păi dacă săracii numai asta au mai internet, au. Nu? Tinerii aceștia săraci trebuie ajutați ca să iasă din cunatul, din computer și să mai vadă oameni pe, așa, în biserică, pe stradă, pe societate. Câte situații foarte grele s-au creat prin relațiile acestea între oameni care nu se cunosc. Sigur, nu zic că n-ar putea fi și acesta un mijloc, ca au zis, să se apropie, să se socializeze. Poate că și acesta un mijloc. Nu trebuie să absolutizăm neapărat lucrurile. Dar nu-i destul. Sigur, acum problemele acestea de a găsi un soț sau o soție, par tot mai grele. Și sunt cadre dramatice. Sunt tineri și tineri care supără că nu și-au găsit un prieten, o prietenă pentru căsătorie. Și sunt situații create de păcate, erate păcate. Păcatul acesta social, masiv și păcatele personale lor. De asta trebuie să noi, biserica, să creăm niște locuri în care tine să întâlnească. De asta e bine ca preotul să se implice în lucru cu tineri. Faptul că sunt tabără de tineri, stațiuni tinerești, un teatorul în care tinerii pot veni la o altă, pot să se cunoască, pot să vorbească. Sigur, biserica, prietenia între familii de oameni credincioși, toate acestea sunt binevenite. Avem nevoie. Dacă lumea aceasta largă, în afară de Hristos, își găsește atâtea moduri de socializare, știu eu, vezi ce se întâmplă la toate destrăbărările astea ale lumii de astăzi. Ei, noi creștini ar trebui să opunem manierele și modurile noastre în care tinerii se cunoască, familiile se cunoască, se apropie familiile de pe jos, se cunoască copiii. Toate acestea sunt necesare. Consilierea chiar. Faptul că cineva e ca și cunoștințul unui tânăr cu o tânără,
sau faptul că cineva îți pune la inimă ca să ajute pe tineri să cunoască, toate și sunt foarte binevenite. Și să nu fim retractari la divagă. Dar cred că internetul trebuie să fie pe ultima, pe ultimul loc în privința aceasta. Spuneați mai devreme despre Ioan Botezătorul că striga împotriva păcatului. Dacă din fire suntem mai tăcuți și nu ne place să căutăm să îndreptăm lucrurile ridicând vocea, greșim, nu ne facem datori în fața Domnului? Vă citesc dintr-un părinte care spune așa, și creștinul este dator să mărturisească totdeauna. Uneori și cu cuvântul. Adică cu viața, în primul rând, permanent. Și uneori cu cuvântul. Sigur, cuvântul acesta poate fi modest sau fără strigăt. Spuneam că în Evanghelie se spune despre Ioan că propovia și striga, este un verb crato, a striga care apare acolo. În pregătură cu predica lui Ioan. Serafinul lui Ioan. Și el simțea nevoia să strige, pentru că erau păcatele prea mari. Și noi simțim nevoia noi să strigăm. Dar strigul acesta poate că și un strigăt de o mare forță lăutrică, fără ca să fie neapărat cu mult decidere. Nu? Dar suntem chemați să mărturisim și Nicolae Steinhardt are o carte cu titlul acesta frumos, Datoria de a mărturisi. Cum poate o soție să-și ajute soțul când acesta este slăbit duhovnicește? Poate multe feluri să-l ajute. Sigur, trecând puțin de el, sunt multe situații în care un soț este răbritor și altul este indolent la omicești. Un soț, de obicei, mai mult soție, merg la biserică și el n-are o inimă pentru biserică. Sunt atâtea situații care există în jurul nostru. Și atunci soția are multe de făcut. Sigur, pun în fața de Dumnezeu situația, dar și cu sfaturi, și cu îndemnuri, și cu toate, să-l tragă pe cel de mai indolent, mai leneș, acel de obicei, să-l tragă la rugăciune, hai să postim, hai să ne rugăm. Și atât de trei, să ne împărăjăm în casă mereu. Avem tot nevoie de această încurajare. Pentru că păcatul, cum spune Apostolul Pavel, lesne nepresoară. Păcatul lesne nepresoară. Și dacă ai de lăsat așa lucrurile și viața domnișească, îndată te înnămolește noroiul acesta al păcatului. Dar e o datorie de a face și Dumnezeu te ajută până la urmă. Eu am ca preot am văzut foarte multe lucruri în care până la urmă soția și-a câștigat soțul, cu Apostolul Pavel. Din Sfântul Apostolul Pavel vorbește în Epistola către Romani, capitolul 7, despre acele căsătorii într-o soție credincioasă și un soț necredincios, sau un soț credincios și o soție necredincioasă. Și Sfântul Pavel dă acel de numit în teologie privilegium paulinum, ca această căsătorie să dureze în continuare dacă soțul necredincios acceptă. Cu speranța mărturisitului Apostolului Pavel că soțul sau soția care este credincios va putea să câștige pe cine credincios pentru Domnul. Dar trebuie câștigat că nu există mântuire fără de Iisus. Nu credeți, nu creadă cineva că ajunge așa prin inerție în rai. Sunt mulți ortodoxi ai noștri, nu mă refer la ceilalți, dar mă refer la ai noștri, care cred că ajung în rai din inerție. Și în mulți apusine există o vorbă așa, un fel de urare. Ce îmburde de Dumnezeu în rai. Împurtă de că așa te aruncă Dumnezeu în rai, te întoarce, te... Vezi? Sigur că noi, în lenea noastră și în priceperea noastră, avem nevoie de această...